Salut! Salut, vă pup! Salut, vă pup! Pupici, cum sunteți și ce faceți voi? Salutări! Cum sunteți voi? Vă salut cu drag! Ia să vedem, Cristi, pupici! Corina, te pup, fata mea! Pupici, cum sunteți și ce faceți voi? Da, doamnele mele de bine. Denisa, salut. Adriana, pupici. Da. Alex. Ce faceți voi? Cu drag. Vedeți ceva la mine frumos? A? Ce credeți că îi? Hai, fetele mele, să-mi spună. Da, Marcela. Să ne mai strângem câțiva. Da, bună să-ți fie inima, bună. Bună ziua, doamnă. Enache, te pup. A, e o doamnă la masaj, bravo, fată. Tonic Richardson, corect. Da, aici a venit marca, Tonic Richardson. Permiteți-mi să intru așa, așa cum intră succesul în viața celor pregătiți. Priviți! Marca Tonic Richardson, au ajuns inelele. Permiteți-mi să mă laud. Permiteți-mi să vă spun că aceste inele, cu cât le veți folosi mai mult, cu atât ele strălucesc mai mult. Permiteți-mi să mă încadrez și cu brățările Tonic Richardson. Aceasta este pur și simplu din aur, bineînțeles ștanțată cu laser, firma Tonic Richardson. Este o piesă frumoasă, aproape că nici nu știi pe unde să închide, să deschide. Aceasta, altă, da, este cu aur alb, cum ar veni, deci platină cu auriu, iar aceasta pe negru. Le ador. Bineînțeles că se pot pune separat, mai mult împreună. Bună ziua, Tănase Maria, bună, bună, scumpă. Da, și bineînțeles, colierul Tonic Richardson, inelul. Și cercei. Fetele mele, noi trebuie să strălucim. Oricum, accesorii ne trebuie și mulți, da, cumpără accesorii femeilor. Să-mi prezentați și mie un tânăr jun care știe să cumpere și să dea. Să vedem, bună ziua, scumpă, am primit comanda, doamna Virginia Selaru. Am primit, scumpă, te pup, doamna Virginia Selaru, te pup mult, scumpa mea. O doamnă extraordinară care și-a schimbat viața, stilul, gândirea și o femeie care spune-le că să, da, super, să le port sănătoase, să le purtăm sănătoase pentru că eu, da, lucrez pentru întreg publicul, cele ce știu. Acesta este inelul pe care deja îl știți, da, este Tonic Richardson, T de la Tatăl nostru care ești în ceruri, așa. Deci aceasta este marcă. Cu cât îl veți folosi mai mult, cu atât el va străluci mai mult. El, bineînțeles, va rămâne așa. Acesta este pe auriu. Acesta e pe negru cu acest și cercei. Vă ador. Așa, Adriana, am primit comanda, doamna Crina, bravo, să le port sănătoase, să le purtăm sănătoase. Bineînțeles că le ador sub numele copilului tău, doamna Claudia Romana. Mirela, mulțumesc. Da, Tommy Hilfiger, la fel, e un copil. Bine, a crescut mai mare. Toate și după toate se ascunde o mare poveste. Să străluciți ca și al meu copil, pentru că da, e loc sub soare pentru toți. La mare meserie Ancuța e top pe acei accesorii, da, DJ. Da. Sunt o fericită, o bucuroasă, o mulțumită. Ia să vedem, bună dragă, ești foarte frumoasă, salutări, e superbă. Fiecare mamă ar fi mândră ca cineva să cumpere inițialele copilului. Doamnă, smarcă. Deci, sub marca aia putea fi
un C de la orice. Da, copiii îți dă un surplus de energie și o altă conexiune, o altă așezare pe acest pământ și, bineînțeles, o altă direcție. Bun, continuăm. Sunt adorabile, sunt, doamnă. Bună ziua! Bună! Cineva mă întreabă dacă am ceva la creier. Da, am la materia cenușie. Am exact ce are el în beci. Așa, bună ziua, Ancuța, sufletul meu drag, te pup. De bărbați, care este? Asta, asta și asta. Bine că e mai mare sau mai mici. Bună, ce faci, iubire? Vom intra cu cineva, acum îl caut. Stai să-l caut. Remus, intră. Intră live. El trebuie să intre ca eu să-i dau accept. Da, o să intru cu fratele meu. Am un frate pe care îl cheamă Cârcu Leon Remus. Și este mai mare ca mine cu 4 ani. Acum așteptăm ca el să intre, ca el să se conecteze. Am înțeles că am mai făcut un live astăzi, fiind primului live. Așteptăm să intre. Dacă știe să intre, e treaba bună. Mă uit aici dacă cumva a intrat. Victoria Borobeica, scumpă, te pup să-ți explic despre succesul meu, căci nu ai cui, nu ai cum să-i spui succesul multora, căci mulți nu au și, da, te fac datoare pe succesul tău. Mi-au ajuns accesoriile pentru o viață, Tony Richardson. Da, la velănțișorul este la vânzare, cerceii sunt la vânzare și inerul este la vânzare. Am, bineînțeles, pe auriu, pe argintiu, cercei pe argintii și pe auriu. Sunt marcă înregistrată. Wow, așa, bineînțeles că aici vedeți, vedeți inerele, da? Pe auriu și pe argintiu. Da, știți cum au Chanel, da? Gucci, așa este și marca mea. Așa. Cât costă lănțișorul? Deci cercei. Colier. Eu. Și inelul, în total, sunt 300 de lei. Cercei, colier, așa. Intrăm cu persoana de care am vorbit. Ei! Stai să taie urechea asta pentru că ai o lumină care te taie. Trebuie să n-ai nimic. O lumină în față, tu în spate. Nu mai... Sunt luminile care vine de la geamuri. N-am cum numai să ascund soarele. A, bun, o copertină, numai că stai urechea. Așa, salut, fetele. El este fratele meu. Da. Îi mai mare ca mine, este fratele meu. Corect, doamna Maria. Da. Du-te un pic mai în spate să te vedem mai așa. Așa, că nu stă așa, așa. Da, n-are burtă, să știți. Nu. Da, el este fratele meu, el este în Alba Iulia. Și da, el la rândul lui se ocupă acum cu crezarea în succes despre a da tot ce înseamnă Tony Richardson, dar și, bineînțeles, șampoane, balsame, săpun pe partea care ține de Alba Iulia, aiud acolo unirea. El ne spune mai mult. Remus, spune-mi un pic cum ai înțeles tu produsele pe care eu ți-am spus că de un an de zile aproape le am. El nu crede, el n-a crezut ca Toma, cred necredinciosul. Anca, bineînțeles că, în primul rând, vreau să salut pe toți cei ce ne urmăresc în momentul acesta. Ieri, da, fratele meu, exact. Așa, și dacă nu mi-ai fi trimis să le probez, niciodată n-aș putea crede că produsele respective poate să facă ceea ce au făcut și
De aia, bineînțeles, sunt și ambasador în această companie mare care are un viitor destul de mare în România. Produsele, nu ai ce să le. Care au cumpărat produsele respective de la noi, mulțumiți și mulțumiți, și ai văzut și ieri și am discutat Da. și așa mai Da. departe. Explică-le puțin despre crema de pete, că de acolo ai început tu să miști Da. întrebările. Crema de pete, o am aici, da? El nu a crezut, numai când și-o albit soția. Îți spune el. Deci Simona, soția mea, avea o problemă, nu știu, de ani de zile, imediat după prima naștere, a rămas cu pete pe față. Bineînțeles că noi eram în Spania și, așa cum ți-am spus și ție, Anca, noi am investit foarte mulți bani. Deci mergeam la farmacie, când ne vedea că intrăm, ne și spunea, avem astea 5, care vi le alegeți? Bineînțeles că eu o luam cea mai scumpă. Zic, mă, și vara asta am luat odată, vara următoare am luat și am luat și am luat și am luat și petre tot acolo erau. Când tu mi-ai spus de cremă, da? Bineînțeles, ți-am spus, Anca, gratis, e scumpă. Gratis, dacă mi-o dai, e scumpă. Remus, să spun la Simona să o folosească așa, așa. Simona a venit la mine în Anglia, după 2 săptămâni s-a reîntors în Anglia, nu mi-a venit să cred. Când am luat-o de la Altă aeroport, soție, corect. am luat-o de la, după 2 săptămâni vorbim, da? Când am luat-o de la aeroport, am întrebat-o, ți-ai pus pudră pe față? Nu. Pentru că ea, obișnuindu-se în fiecare zi, nu și-a dat seama despre puterea și despre ceea ce a făcut crema. M-am uitat, nu mi-a venit să cred. Și am zis, mă, cu Da. adevărat, deci, într-adevăr, are un preț crema, da? Dar face ceea ce trebuie dacă este folosită corect. Deci dacă este folosită în parametrii normali și cum trebuie, te curățește, îți curățește toate petele. Și Simona a rămas cu fața lor. Și atunci am zis la Anca, zic, am zis, Anca, te rog frumos, mai cunosc persoane, trimitem și mie crema asta. Cum să nu? Rezolvăm. Și de atunci vând crema în continuu. În Anglia, ai văzut câte comenzi am avut numai în Anglia. Da, pentru că sunt Prieteni, cunoștințe, multe femei relații, care nu din mai au mână în mână. încredere că vor fi Nu salvate. există, nu există să fie greșeală, Da. adică să o Trebuie folosești făcută în și laborator, să nu-ți pentru pete. funcționeze. Nu există așa ceva. Acum, bineînțeles că eu, în calitate de păstor, în calitate de om care consiliez, care am oameni, vă dați seama, n-aș putea să spun un lucru care nu ar fi adevărat, sub nicio formă, în nicio circunstanță. De aceea, eu, bineînțeles, în afara faptului că o recomand, Anca, dar eu am dat Și-o exact cum ai spus. vin. Anca, eu am dat și gratis și am spus, când își face efectul, mă suni. Da, mă sun, și-o vin tot neamul să salvească, așa fac eu. Ce mai ai? Și așa mai departe. Deci a mers foarte ok. Eu sunt, deci noi, Așa fac noi eu. suntem foarte, foarte, foarte mulțumiți și clienții care îi avem la capitolul acestei creme, care a cumpărat-o de la noi, sunt deosebit de mulțumiți. Și Da, bineînțeles exact. că Și... o dăm cu tot dragul și cu, o trimitem și în afară, o trimitem peste tot, pentru că funcționează. De vorbe goale și noi ne-am săturat. Dar De are logic. aceea, în acea situație a fost și crema de riduri. Cum să Da. crezi că o cremă poate să-ți repare fața? Cum să crezi când Exact. televiziunea e plină, cu Facebook-ul e plin, te duci în farmacie, îți spune 20 de creme, firme mari, branduri puternice, cum să poți să crezi așa ceva? Și eu, bineînțeles, că am folosit de la firma de la noi, am folosit crema. Nu, nu, el e ambasador de o lună. Așa? Păi și când am văzut ce face, uitați, eu am 44 de ani, da? Mulți se nume, da, păi se trăiește. 44 de ani, da? Folosesc crema asta de aproximativ de cât timp o folosesc? Da, de 7 luni, 8 luni aproape. Da, de când mi-ai trimis tu imediat după crema de, Da, exact, de 8 luni. o lună Sunt am eu firmă, da. foarte, foarte mulțumit. Deci nu am ce să îi Și-o reproșez. De terminat aceea, treburile în Anglia ca să se facă ambasador, să le dea și la români. exact. Și în Anglia ai văzut ce vânzări am avut și crema asta. Eu am Da. câteva, ca orice vânzător, eu am câteva produse de care m-am îndrăgostit în Raipad. Fără de care, deci eu astea le recomand, astea îmi vin prima dată. Pentru Da, că și-o eu zic. tot ce am testat și am probat, pot să recomand. În caz contrariu, nu pot să-mi bag nasul să-mi spun, măi, vezi că aia e bună, că aia e bună, dacă nu am probat.
și întotdeauna fiecare dintre cei ce ascultă, logic, dacă nu au probat. De exemplu, pasta de dinți. Păi, la pasta de dinți am avut o comandă care mi-a golit tot stocul, Anca, ieri, ai văzut, da? Tot Da, nu stocul. mai avem pastă, nici eu nu mai am. Tot stocul. Cum? Da, Simplu. doctorii cumpără mai mult, asistență, dar nu ne spun, vezi? Da, și doctor, și așa. Pentru că pasta de dinți, să vedem dacă, Îmi da, ziceam că dacă continui, asta era rămâne pasta de fără dinți. client. Deci pasta de dinți nu are egal. Normal, e argint coloidal. Deci pasta de dinți nu are egal. Poate să spună cine ce vrea, ori indiferent cât vă aduceți aminte anumite paste de dinți care le făcea propagandă și așa mai departe și le spunea doar florur, doar nu știu ce vrăjeală. Da. După ce te-ai Nu, bun. spălat odată cu Ce asta, părere ai de știi că astăzi au venit? Anca, Accesoriile, nu accesoriile, un brand, fără de care nu se poate. da, sunt super frumoase, sunt super ok. Acum, eu am un singur ceas la mână, eu cu Și o astea, să-ți trimit eu o așa, grătară. dar sunt foarte frumoase, ținând cont de firma unde s-au făcut, calitatea în care, cu care s-au finalizat și investiția care s-a făcut în această direcție, merită. Deci o brățară din aia de aur, da, ținând cont că știu acum unde s-a fabricat și tot procesul S-a fabricat lor. la fabrica unde se face Cartier, Gucci, Chanel, Christian Dior, adică la mai înalt nivel nu îi încă. Cartier Da. Rolex, acolo sunt eu, la masă. Deci nu se exfoliază, nu se decolorează, Da, nu se... da. Asta e foarte Cu cât ok. sunt folosite mai mult, cu atât strălucesc mai mult. Știu că fiica mea mi-a spus, tati, o brățară, un inel, lasă ușor. I-am spus, dragă mea, lasă ușor, ai vreme, lasă ușor. Ai vreme, Nu acum te... vreau. Cercei la fel, da? Și colierul. Da. Simple, discrete, dar prezente. Da, sunt Oricum, frumoase, sunt... accesoriile fiind de educație, de feminitate. E logic. E adevărat. Chanel spunea, Și... de câte ori ieși din casă, de atâtea ori să te întorci pentru că mai ai de luat un accesoriu. Adică tot timpul e de luat decât de pus, în cazul în care vrei să dublezi. Deci eu, Da. dacă mă vedea, da, Chanel, ar zicea că rămâi cu două, nu trei, dar eu vi le arăt, că știți că eu sunt o femeie de una. O piesă. Un inel, o brățară, da? Cercei și atât. Dacă este într-o direcție simplă, așa, e ok. Dar dacă mergem, știi că în Rebrișoara, la noi acolo se umbla cu turca de Crăciun. Și Da. pe turcă puteai pune toate petele, toate culorile, toate Da. clopoțele, toate. Ei, să nu mergi nici în direcția turcii. Da, Adică bineînțeles, tocmai că trebuie luat. mergem Da, elegant, sunt frumos. simplu. Ce e frumos este frumos. Acum, sincer, noi nu prea adoptăm, dar ele sunt foarte, foarte drăguțe, foarte frumoase și pentru Da, cine îi pentru se că pot. el e pastor, el este pocăit. Cum îi zice? Pocăit, penticostal. Așa, eu sunt pocăit, penticostal și așa mai departe. Acum nu poate să-mi spună nimeni că eu Pot promovez. să spun întrebări, că aveam câteva întrebări pentru tine aici. Le ascult. Ramona Crișan zice, dacă ești pocăit, poți să iei Viagra. Exact întrebarea asta. Da. Păi pe Ramona o întreb în felul următor. Taică s-o poartă ochelari de vedere. Și Da. probabil spune da. Eu cred că am răspuns la întrebare. De ce poartă ochelari de vedere? Pe ca să vadă bine. Așa. Cred că am răspuns la întrebare. Da. De ce Aici. ia aia? Ca să stea mai mult. Logică, doar acum. Exact. Și fiecare în dreptul lui poate să gândească, ca să nu detailăm mai tare subiectul, dar este un subiect delicat. Dacă Este... un bărbat, te întreabă Claudiu, are multe procese în judecată și se pocăiește, îi primit? În primul Adică rând, să pace cu omul care are procese sau să duce rapid să își rezolve problemele, nu credința? Anca, în primul rând, trebuie să-și rezolve problemele pe linie orizontală. Pentru că problemele pe linia orizontală afectează relația cu Dumnezeu, adică linia verticală. Tu nu poți să fugi de anumite responsabilități pe care le ai în direcția, adică eu te înjur, ți-am intrat pe pământ, ți-am făcut, te-am neîndreptățit într-o formă sau alta și după aia eu ca să zic, mă duc repede, fac un botez și așa mai departe, ca să scap de ce? Conștiința, de conștiință nu scapi, aia vine după tine, te urmărește. Conștiința este semnalul că Dumnezeu este în tine și încă îți spune. Deci primul lucru trebuie rezolvată problema
pe verticală. Scriptura spune clar, dacă ai o problemă cu părâșul tău pe drum, păi nu te duci la altar să-ți aduci darul înaintea lui Dumnezeu. Prima dată îți rezolvi problema cu părâșul tău pe drum și apoi te duci și îți faci problema. Ce teste aveți voi până la botez îmbrăcat în alb și cu capul în apă? Adică? Pe ce teste? Îi testați? Întrebați 4-5 prieteni? Nu. De exemplu, unele biserici sunt obișnuite cu catecheza, așa se numește, este un proces în care cel ce vrea să vină la pocăință intră în biserică, se aliniază, păstorii de acolo și cei ce se ocupă cu rânduiala bisericii se ocupă de ei tocmai ca să înțeleagă corect ceea ce face. Că e posibil, s-a întâmplat în multe biserici, că după două, nu mai pot duce la discotecă, serios, păi eu am 20 de ani, păi cum? Nu mai pot să... Păi cum? Și nu pot să am două fete? Nu. Și observ imediat că de la catecheză, după ce le explici lucrurile cum stau, o parte din ei nu mai vin. Sau acolo înțeleg, se curățesc, se sfințesc și se duc înainte înspre botez. Botezul este mărturisirea unui cuget curat. Adică mărturisești un cuget curat înaintea martorilor văzuți care sunt oamenii și nevăzuți care e Dumnezeu. Păi tu dacă vii încărcat cu toate bagajele, cu, îți dai seama, tribunale, cum ai spus mai înainte, cum a întrebat persoana respectivă, tu gândește-te, dosare pe rol, cutare. Păi ce zic oamenii în primul rând? Băi, ăsta și-a făcut, vine să boteze pentru? Păi ăsta nu și-a rezolvat problema. Deci prima dată se rezolvă problema și apoi se merge în direcția botezului. Catecheza are un rol foarte important. Vreau să vă spun că în Scriptură nu găsim catecheza, să nu cumva să se încurce cineva, să creadă, da, în Scriptură. Nu! Petru, după ce și-a terminat discursul, a botezat. Deci catecheza, omul când vrea să vină, de exemplu, mi s-a întâmplat și mie. Mi-a venit acum în urmă cu vreo 3 luni de zile o persoană, Remus, uite că ai treaba, vreau să mă, nu mă interesează, vreau să mă botez. Păi hai să vedem un pic viața ta. Nu, eu vreau să mă botez. Păi tu nu vorbești cu sora ta, tu nu vorbești. Păi e în Germania și cu ce mă încălzește? Păi cum? Nu e ok, trebuie să-ți rezolvi problema. Și atunci mergem înainte și alte și alte. Păi și atunci la ce să mă mai botez? Deci observați, botezul nu trebuie luat într-un mod așa hurdur. Facem și noi să fim întreabă. Că după aia, când te, știți ce repede și ce ușor spun oamenii? Tu ești pocăit, tu nu ai voie să faci asta. Așa de repede știu să te vadă, să te judece, să știe. Numai să știe că ești pocăit, e gata. Simplu. De unde nu te aștepți. Da. De unde nu te aștepți, de acolo îți spune. Mie odată mi-a spus unul, lucram la o firmă și ăla știa că-s pocăit. Și a venit la mine și îmi spune, auzi, te rog să te duci să-ți iei papuci de security, din aia cu botul de fier. Și am zis că trebuie vină încoace. Zic, dacă mă superi, știi mai departe. Și știi ce mi-a spus? Tu ești pocăit, tu n-ai voie să te superi. Deci, oamenii cunosc și odată ce știe că ești pocăit, automat te cataloguează în funcție de vorbire, în funcție de ce. Da, într-adevărat că sunt și multe cursuri acolo, cum e și în ortodoxie și în catolicie. Oricum, esența e că Iisus când a venit pe pământ a venit să facă religii, ci o relație. E bine că relația ta cu tine însă ți-e direct relația ta cu Dumnezeu. Așa? Și dacă tu nu faci celuilalt ce ție nu ți-ar plăcea să se facă, botezul ai în fiecare zi. Aia e mesajul. Nu cârtești, nu porți discuții și așa, pentru că tot ce faci rămâne în dreptul tău. Asta tot. Și nimeni nu e vinovat decât tu. Pentru că tu ești arhitectul relației tale cu ceilalți din jurul tău. Și e adevărat că mulți cataloguează, ești pocăit. Nici mie nu-mi plac pocăiță, clar. Eu cu fratele meu sunt... Adică cum sunt? Unele cred și unele nu cred. Și punct. Și dacă da, unele cred, pe la drag, unele cred departe. Dar eu le înțeleg. Dar pot să le înțeleg fără să le judec. Că dacă le judec, închid life-ul. Dar eu apreciez. Pentru că nu știu cum să zic. Sunt,
Sunt mulți care își fac treaba acolo și mulți care nu își fac treaba. Și punct. Ca și la noi, în Ortodoxie și în Catolicie. Peste tot. Deși eu nu cred în culte și în chestii de genul ăsta. Dumnezeu e unul și relația lui cu El e exact cum o ai tu cu tine însăți. Nimeni nu ți-o face, tu ți-o faci. Nu poți da vina pe nimeni, pe cine îți dai pe vină? Corect? Anca, tu ești conștientă și știi că noi am trăit în aceeași familie. Da. Ticu, tata nostru, da, întotdeauna a vrut să mă vadă preot. Măi copilule, fă-te preot, măi copilule, satul te ține, copilule, fă-ți așa, fă-ți așa, fă-ți așa, da? Da, N-are... mentalitatea, adică Este impulsul. momentul... Exact. Care Și nu-i greșit. ții minte că el se ruga în direcția asta. Doamne, fă-l preot, Doamne, pune în el Da. pasiune, cu tare, cu tare. Uite, deci Dumnezeu, eu mă gândesc că l-a ascultat pe Ticu într-o direcție pozitivă mult mai mult decât gândirea lui. El a avut un preot să... Dar eu sunt un pastor și eu Da, sunt... asta n-am știut-o niciodată, am mai zis. Da, deci Ticu, întreabă-l să vezi, Ticu întotdeauna s-a rugat. Și întotdeauna, deci visul lui a fost ca eu să fiu preot ortodox. Întotdeauna a fost visul lui. Și acum ești catolic. Ești, pardon, pentecostal, Eu Pilare, sunt, să știți că da, Remus eu este, sunt. repet, o secundă, Remus, repet, da, este fratele meu, că am văzut aici 10 de mesaje, 52 necitite, este fratele meu, el la rândul lui, îi în Alba, pe strada pomilor, are o, cum zice, cum, biserica, cum zice la tine? Asocia, da, este Biserica Speranța în Da, cadrul speranța pe care asociației, da. este a lui, era ridicată, câți metri pătrați are? Adică e Păi, primitoare. biserica 25 de metri lungime pe 15 lățime. Nu contează asta pentru că noi Nu, intrăm. nu contează, Păi, pentru că e primitoare, pentru că îi deschisă, pentru că îi acolo, da. și pentru că el la rândul lui, tu ești în fiecare duminică sau cum îi, ca să știe oamenii. Păi noi avem program în fiecare duminică dimineața, începând cu ora 10 până la ora aproximativ de 1, da, orele 13, și după masă începând de la cu orele 6, adică 18, și cât ține? Zile în care ține mult, zile în care ține puțin. Când nu este, nu lungim, dar când Da, este, așa, vin din toate părțile. doamna Victoria, el are, da, e căsătorit, are două fetițe, Naomi și Eleonor, care sunt extrem de bune la muzică, vioară și pian. Da, Da, am deci investit în direcția asta ca să le sunt pun. niște, cum să spun, un fel de Richard Kreiderman, sunt niște piese rare, fiicele lui, Este are două. adevărat, au o experiență atât cea mică în vioară, atât cea mare în pian, dar cea mare începând acum de săptămâna viitoare, începe cu vioara, pentru că eu o ia de la cea mică și văd că se duce și cântă cu ea, ceea ce este pentru mine, eu nu înțeleg nici cum e cântatul și nici cum e. Și atunci profesoara a spus, aduceți-o la mine și o să înceapă și cu vioara. În copii, într-adevăr, se investește. Singura investiție valabilă, în copii, valabilă care este în copii. Copilul, odată ce i-ai pus în mână, orice, orice îi pui în mână, dacă îi Da. pui vioară, dacă îi pui, nu știu, matematică, ce vrei tu să-i pui în mână, ocupă-te de copil, pentru că copilul întotdeauna, de moment, nu se vede rezultate, dar cu timpul o să-ți mulțumească și societatea și o să-ți mulțumească și inclusiv copilul. Pentru Da, că pentru că orice copil... dacă s-ar investi mai mult în educație, s-ar închide toate prafpușcăriile. E Praf. adevărat, școala din ziua de astăzi o cunoaștem toți. Nu are rost să denigrăm. Este școala noastră, este făcută de cei Comuniști mai sus, care au da. Nu rămas. s-a, în sistemul de învățământ nu s-au schimbat aproape nimic de la Ceaușescu încoace, cu câteva excepții micuțe, dar tot în direcția aceea Da, pentru merg că ei lucrurile. se numesc între ei, corect. Da. Și Citim atunci. mesajele, scuze, bună ziua Anca, bună, sunteți special amândoi, bună ziua pentru riduri ce aveți, este o cremă de riduri care e pentru riduri, care e o cremă pentru ridurile urâte, profunde și așa, deci da, fratele meu este ambasador pe Alba Iulia, Sebeș, explică exact unde te pot găsi, ei au un mic, adică un mic, e mare, birou, cum am eu, un sediu, da? Pe strada Pomilor, numărul 255. Da, deci noi, ca și ambasadorii a acestei companii Raipad, Raipat. ne poate găsi oricine la orice oră
în localitatea Unirea, pe strada Pomilor, oricine în Unirea Să întreabă știți de... că am trimis la fratele meu și inelele Tony Richardson, sunt 7 zile a lui Isus, Alfa și Omega, 7 zile, că cea 7-a zi, știți, da? Isus a odihnit, sunt 7 corzi. Da? Așa? Și T de la Tatăl nostru care ești în cerul, dar uite coincidența și T de la Tony Richardson. Și atunci sunt niște piese frumoase pe care dacă vreți, bineînțeles, pe lângă argintul coloidal, le găsiți la el ca și accesorii pentru că îi sunt sora lui. Deci de drag, pentru cei ce doriți accesoriile, le găsiți la el. Da, este ok. Și noi avem aici, bineînțeles, casa, hala aceasta care o am eu. Vă dați seama, are 100 de metri lungime pe 15 lățime. Deci am unde să fac tot ce vreau din toate punctele de vedere. În județul Alba și în prejurim, noi putem onora comenzile după cum și facem. De la noi pleacă fan curierul în fiecare dimineață și în fiecare după masă cu diferite produse de gama pe care noi o avem. Acum, Anca are mai multe produse acolo, că da, am haine, chiar toate chestiile. Pe Tony Richardson. Da. Acum, noi ne-am lăsat acum, cum ar fi să vă prezint inel pe mână și din alea. Dar da, dar o berechetă trebuie să ai, băiatule. Sunt persoane. De ce? Pentru că prietenii mei nu sunt numai pocăiți. Prietenii mei, uite, de exemplu, cei din Anglia, da? Prietenii mei din Anglia, majoritatea sunt nepocăiți, dar majoritatea, am văzut la sora ta, nu poți să-mi aduci. Am văzut la sora ta, nu poți să-mi aduci. Nu cu tare. Și atunci noi avem prin serviciul DHL și putem să trimitem. Oriunde în lume, corect. Putem să trimitem oriunde. În Anglia, când mergeam eu, duceam eu la cei de care. El vine prin mine, da, exact. Și comenzile. Continuăm. O cremă pentru pete pigmentate. Da, doamnă, o am crema Tony Richardson, arată Remus. Pentru că e o cremă pentru petele urâte, maronii, persistente și de soare. Dacă ești pe acolo, prin Aiud, Alba, așa, mergi și o iei din depozit. Nu mai plătești 25 de lei transport în cazul în care ești aproape. Dacă nu, da. Asta, cremă, dacă ai pete pe față, trebuia să o iei și să o încerci de ieri. Petele, da, te fac deja pensionar și îți pierd încrederea în tine. Pentru că în fond și la urma urmei nu te-a făcut așa mama pe tine. Îi acest lucru întâmplat și văzut din cauza că, într-adevăr, nu se dă cu protecție solară 50+. Se vi foarte important asta. Că toți îmi spuneți cum am fața albă și așa, pentru că eu niciodată n-am arătat mai bine. Mă spăr cu săpunul cu argint coloidal pentru că e pentru bacterii, fungi, ciuperci, pur dilatați, grăsime, sebum. Asta face. O doamnă a vorbit cu mine astăzi și a zis Anca, bine, pe lângă multele, etică, a zis Anca, copilul meu nu mai are coșuri. Și faci parte din rugăciunile mele. Mulțumesc mult și enorm. Deci un săpun și un spray. Dar vezi, piața e plină de lucruri de care nu mai ai nevoie și eu tot timpul repet prin asta. Am avut exemplu o persoană care mi-a spus, zice, m-am spălat cu săpunul și a început să-mi iasă coșuri, am continuat să văd până unde și mi s-a curățit fața. Deci există persoane care folosește săpunul și imediat o să le iasă coșuri. De ce? Pe urmă le usucă. Le usucă și le scoate afară din primul strat. Da. Din primul strat. Asta face argintul coloidal. Exact. Și după aceea fața rămâne lucioasă. Fața rămâne curată. Deci am întâlnit noi cazuri sau am întâlnit cazuri la care niciun coș nu a ieșit. Aia înseamnă că fața era curată, era ok și săpunul nu a mai avut ce să lucreze, doar decât menține fața într-o gamă de curățenie, într-o gamă frumoasă, de strălucire. Deci, doamna Niculina, de crema de pete aș dori eu și eu și de riduri. Da, sunt foarte bune. Nu am numai două. Să nu credeți că în depozitul meu mare n-ar mai putea intra o cremă, dar v-aș minți. Pete au oamenii și riduri. În rest, pentru ce vă iau banii, că n-am înțeles. Eu nu trimit ceva, ceea ce mie nu mi-ar plăcea să primesc. Așa, mulți înainte, vreau și eu, vă rog, aș dori și eu crema, vă rog să o cereți la numărul meu de pe TikTok, aici îi site-ul Tony Richardson, aici îi numărul, așa, și
bineînțeles, fratele meu Remus Cârcu, dați-i urmărire. Dacă sunteți pe zona lui, permiteți-i, adică trimiteți-i, sigur, adresa ca să vă poată onora comanda. El are tot ceea ce am și eu, sigur, săpunul, bineînțeles, șamponul, balsamul și aceste creme. Dar, bineînțeles, și lavetele. Cât costă crema anticiarcăne? Da, 187 de lei. Ridurile, amândoi strălucici. Bună ziua, suflet frumos, la ce preț este vrățara? Vrățara aceasta, da, aceasta, costă 50 de euro, adică 250 de lei. Totuși, marcă înregistrată la OSIM. Așa, aceasta, da, e la fel. Toate brățările costă 50 de euro. Inelul, marcă înregistrată asta, pe auriu sau pe argintiu, costă 30 de euro, adică 150 de lei. Și, bineînțeles, cerceii, colierul și inelul, pentru că să înțeleg, dacă sunt împreună, bine că se pot da și separat, că nu sunt eu din de ouă, da? Sunt 300 de lei, pentru că e o piesă cu pietri. Așa, Martina, pupici! Anca, ai promis că aduci aceste frumoase brățări și le-ai adus, ești de cuvânt, da, doamnă? Le-am așteptat mai mult decât voi, pentru că emoțiile sunt enorme și pe piață e loc sub soare pentru toți. Așa Am pus este. anumite brățări, era două la mine, să nu zici că s-a terminat. DJ, eu știu că m-ai așteptat înainte să ai DJ. DJ la mare meserie, dorme în Tony Richardson, din numai cu haine Tony Richardson. Ăsta e băiatul meu din Ilfov, te bu băiatule. Zice, e tare fratele tău, este inteligent ca și tine, îi vorbăreți și foarte deschis. Normal, minunat invitat. Ce frumos vorbește fratele tău. Da, el e deștept ca și tine. De ce s-a pocăit? Întreabă doamna Cojocaru Ana. Zi. Asta e deja întrebare. Scoate-te cum vrei. Eu nu mă bag. Am ajuns în Spania Scurt, că avem 15 în întrebări. Termină. 2002 și am intrat, așa a fost circunstanța, pot povesti și mai pe... Așa a fost circunstanța, am ajuns într-o biserică penticostală, Da, acolo n-a pe căzut mare. supărat în vremurile când toți plecau din țară, unde speranța era zero. Deci, clar, și ce căutai? Ce căutai? Am ajuns, pe în 2002, știi că era cum erau Băzeți! lucrurile. În 2002, Anca, tu nu aveai ce ai în spate și în 2002 nici nu visam vreodată că eu am ce am aici, fără niciun ajutor. Toate făcute de mânuța noastră. Așa cum le-ai făcut tu, așa le-am Corect! făcut eu. Corect! Nu mi-a Transparent dat din omul. toate punctele de Nu mi-a dat vedere, omul. Așa e. nu există. Și eu nu știam altfel. Nu există pentru mine alte tipuri de... De aceea am tras să fac cu cap ca să pot să mă bucur de ele la bătrânețe. Am ajuns în Spania, în Roquetas de Mar, da? Urba, Cuvântul da. ăsta îl cunoaște toți românii. Eu cred că nu-i român să nu știe de Rocheta de Roqueta Mar del Mar, Almeria. Urba, Almeria, Și corect. acolo am intrat într-o biserică, dus de unul, așa cum a fost circumstanța, și am intrat în biserică cu capul plouat, freza nu mi-era așa sus, că eram plouat din toate punctele de vedere, și fără bani, și cu Da, greutăți, cu tot, o, absolut. da, Și ploat, rup. am intrat în biserică și acolo am zis, Doamne, dacă Tu existi, dacă pământul ăsta e controlat de Tine, dacă Tu ești Dumnezeu, după cum îmi spui, ia-mă în mâna Ta, ei, eu când vorbeam lucrurile astea, parcă s-a urcat așa un mușuroi de furnici mari, nu știu, care ați avut senzația să stai într-o poziție, să urce furnici multe pe tine. S-a urcat ca un mușuroi de furnici, multe, multe, imaginați-vă, mii de furnici să urce pe tine și la un moment dat am simțit că zbor, mă ridic în sus și am deschis repede ochii, că am crezut să nu dau de tavan, cum era, așa era în senzația mea. Am închis ochii și am continuat și am spus, Doamne, eu te simt, ai, așa erai. Mi-a luat povara care o aveam, mi-a luat Deci m-am simțit un om liber din toate punctele de vedere. Mi-am și dat seama, zic, de astăzi nu mai sunt singur. Îi vedeam pe pocăiții care erau în biserică, biserica era arhiplină. Îi vedeam sfinți, nu puteam să privesc pe unul în ochi, așa sfințenie îi vedeam. Corul, când a început corul să cânte, a început să mă ridic așa, mă țineam de scaun, eram într-o extraordinar. Și atunci am zis, Doamne, arată-mi dacă drumul ăsta e un drum corect. Și foarte simplu, seara
m-am pus în pat după ce am sărat, în dacă e drumul corect, că atâția te duc, martorii te duc în direcția lor, bapti în direcția lor, penti în direcția lor, toți te duc în direcția lor. Și m-am pus în pat. Și când m-am pus în pat, am adormit. Am avut un vis complicat. Se făcea că cineva fugea după mine cu o viteză extraordinară și puteam să fug atât de tare în universul ăsta și umbra era tot lângă mine. La un moment dat m-am trezit, m-am pus în poziție de șezut în pat. Când m-am pus în poziție de șezut din cameră, din odaia aia unde eram, o voce o zis tare din toate părțile: Remus, cum poți să scapi? Și gura mea, deci gândiți-vă, acum mie îmi trece prin creier tot ceea ce vorbesc. Gura mea singură a început să vorbească prin Dumnezeu și Duhul Sfânt și s-a oprit. Deci mintea mea, am luat-o pe ulei, gura mea vorbea. Și am simțit cum puterea aia se duce din cameră și am zis, bun, unde-i Dumnezeu și Duhul Sfânt? Deci am luat-o așa băbește, că am zis, Doamne, luminează-mă ca să fiu, nu ca pe unul așa prin băbește. Unde-i Dumnezeu și Duhul Sfânt? Am întrebat pe un coleg la lucru, băi, zic, la voi cum e? A, păi la noi așa, așa, așa. El era martor. Să te dea după tine. L-am întrebat pe un pocăit, zic, mă, Dumnezeu și Duhul Sfânt, unde îl găsesc? Ai, zice, aia îl găsești în Biserica Ortodoxă. Da, spune-le că în Matei 7 cu 7 până la 11 zice, cereți și vi se va da, spune-le, căutați și bate vezi, se va da. Dar hai să finalizez, că mai sunt două fraze. Da. Și în momentul ăla a plecat puterea aia din cameră, da? A dus și a doua zi am întrebat. Și unul mi-a spus, bă, la ortodox, fii atent, zice, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E adevărat. Dar simțeam în interiorul meu că îi ceva mai mult care trebuie să investighez. Deși eu eram pe drumul care era ok, da? Apollo era un om, de exemplu, Apollo din Scriptură, era un om, da, cu un duh înfocat, care vorbea cuvântul lui Dumnezeu și avea și darul vorbirii, da? Îl ia Aquila și Priscila și îl învață și mai mult. Și după aia, în Fapte 19, imediat vedem că vine Pavel și zice: perfect, sunteți extraordinari, dar voi ați primit Duhul Sfânt. Eu nu știam treaba asta atunci, sun acum pentru ascultători. Zice, voi ați primit Duhul Sfânt, dar nu știu că e dat un Duh Sfânt. Ei, învățătura, pregătirea și cu umplerea cu Duhul Sfânt este pachetul perfect pentru mântuire. Unde-i Duhul Sfânt? Și un pocăit care era Vasile Câmpian, un prieten de-a meu de pe vremea respectivă, mi-a spus, bă, la noi în biserică, zice, unde ai fost o seară? Unde? Și unde am fost eu, unde ai fost o seară, zice, acolo e Dumnezeu și Duhul Sfânt. Și atunci am zis, Doamne, dacă așa stau lucrurile, am văzut cum Dumnezeu a început să lucreze cu viața mea, am văzut cum am scos lucruri din viața mea care nu erau, și încet, 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 încet. M-am botezat, am încheiat legământul cu Dumnezeu la 22 de ani, da, pe 1 septembrie, și de atunci sunt. Să nu creadă cineva că toți pocăiți sunt sfinți, cum spuneai tu, Anca, puțin mai devreme, că îi urăști, că nu știu ce. Da, mai calci costâni, nu știu ce. Dar să nu uite nimeni că avem la Tatăl un mijlocitor care, deci Ioan spune clar, avem la Tatăl un mijlocitor care mijlocește pentru noi. Deci, prin mărturisirea de păcate, Iisus Hristos te iartă și din nou ești copilul lui Dumnezeu, adică poți să-i strigi, să-i spui Abba. Da, dar ce mă te iartă Dumnezeu dacă nu te... cum facem cu ceilalți care nu iartă? Dumnezeu are răbdare și pe toți iartă. Orice persoană care merge la Dumnezeu cu o inimă de... Dacă nu te iartă persoana respectivă, ce ai? Cum dacă nu te iartă? Dacă nu te iartă persoana respectivă, dacă tu mi-ai mai greșit și eu nu te iert, tu ce care e? Sau zici că omul ar fi trebuie căutat dialogul amiabil și rezolvată problema. Nu există așa ceva. Deci lucrurile trebuie rezolvate într-o formă plauzibilă și se vor rezolva. Dacă îl implici pe Dumnezeu în toată treaba și îi spui, Doamne, eu nu sunt, uite, nu vorbește ăsta cu mine, eu vreau să vorbească, și îl implici pe Dumnezeu, se ocupă Dumnezeu până într-un punct să ți-l dea atât de frumos. Scriptura spune ce? Pune cărbuni aprinși. Abia eu, de exemplu, unul, din discuție și așa, eram eu cu firma mea, era cu firma lui, și ne-am apucat de... M-am oprit, bineînțeles, că pocăiți, așa, zic, bă, să nu mă fac de așa, l-am lăsat. Și după aia am zis, bă, n-am procedat bine. M-am dus la el și i-am cerut un favor
Dar nu aveam nevoie de favorul respectiv. Tocmai ca să închei și zic, uite, am nevoie de niște sigile. Nu poți să-mi dai niște sigile? Se uita. Ok, hai că-ți dau. Și atâta era de fericit că eu m-am dus și am avut nevoie de el. Și soarele, imediat ne-am împletit, bă, cred că nu te-ai supărat că... Deci, întotdeauna trebuie investit în... A, Bun. dacă-ți place că ești De certat. ce te-ai pocăit? Întrebarea. M-am pocăit pentru că am simțit că trebuie să fac lucrul ăsta după toată succesiunea lucrurilor care s-au întâmplat, de care v-am povestit, și am știut că trebuie să fiu cu un pas mai apropiat. Nu spun că pocăit. Eu sunt, de exemplu, un ortodox conservator. Da? Pocăința înseamnă altceva, adică pocăința înseamnă să trăiești o viață serioasă înaintea lui Dumnezeu. Adică să nu deranjezi pe cei din jur, spuneai tu ceva mai devreme. Și să îți rezolvi problema pentru vremurile care urmează. Adică ai murit, ce faci? Trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu, rezolvă-ți Anca problema de Buhai aici. te întreabă, de ce sunt toate aceste reacții la această religie? De ce sunt Reacții, adică reacții? ți-un țipă, ăla vorbește, ăla e proroc, ăla vorbește în 15 limbi. Eu cred că altceva vrea să spună. Reacțiile alea, reacții, e bun, care, ce vreți să zică? Cred că vrea să... De ce sunt atâtea reacții? Când aude unul că este pocăit, nu știu, Da. un Reacțiile filozof... care sunt când auzi și pe urmă când mergi acolo. Rămâi surd. Un filozof spunea că societatea se poate împărți în mai multe pături. Și zice că prima pătură îi cel care are un nivel de liceu, după aia îi a doua pătură cei cu Nu e adevărat. facultate, numai puțin, a patra pătură ar fi cei cu docență și așa, după aia savanții și după aia mai există o pătură care este Sfântul. Ei, Sfântul este superior tuturor pentru că Corect. vorbește cu Dumnezeu. Deci, Citim în continuare. așa. Așa, Anca, bună, așa, peticostală, da, el e peticostală, adică e pocăit. Anca, aia nu e religie, continuăm, dar ce este? Continuăm, dai dați cu tap-tap, așa, ești o superbă, ce bine semene cu tine, bună, cine este domnul? Este fratele meu, bună, Anca, de unde pot cumpăra? Păi, de la numărul meu de pe TikTok, aici pe TikTok poți să găsești. Ancuța, cât costă crema de ridul? 187 de lei. Bună ziua, doamna Anca, bună ziua. Știți că eu citesc mesaje, faceți transport și pe Italia, oriunde în lume, doamnă, trimitem. Ori din Alba, de la el, ori de unde din lume, ori de unde din, de aici, trimitem în lume. Trimitem cu bucurie. Bună, soțul meu s-a născut la Aiud, Alba. Pentru negi, acest săpun este bun? Da, este foarte bun, mai ales cu mânușa, cu argint coloid. Dar spune despre mânușa, că nu s-o vin să crezi nici de aia. Am mânușa pe undeva, pe aici. Deci mânușa, eu am crezut că e o bureală din aia ieftină, ținând cont la imaginea pe care se vede dacă o am pe aici. Ia-o, ia-o. Așa. Eu le am Deci, aici. eu, mie Eu când mi-a le spun ajuns că am mânușa slăbit respectivă. și că nu mai pot să mai dau. Ei nu mă cred. Deci, mânușa asta, eu am probat-o prima dată. Aia e de față, dar mai mică. Asta mai Da. mare, corect. Când soția și-a pus-o în baie, a început să o folosească și fetița, dar nu-i pentru fetiță. Eu am început și am zis, stai așa un pic. Am făcut-o cu apă, cu săpun și Dar când mi-am dat... aia e de sus până aici. Până la gât. Când mi-am dat pe față o dată, a Oh. doua oră, a treia oră nu mai pot da. Nu mai M-am poți da uitat treia oră, așa e. la ea, am luat-o cu degetul, zic, Nu mai băi, poți da treia oră, îți arde fața. zic, polizor, ce-i ăsta, cum îi... E nu Da, margini colorat, dar lasă să încerc îți să mi curăță explic. fața în profunzime. S-o exfoliază de tot ce înseamnă piele Celule moarte? moartă, Da. da? Și începe și-ți trage grăsimea pe care o ai pe față, da? Observați că sunt, Sebul, por dilatat, da, negi. sunt, da, așa, chestia asta ți-o bagă în interior și foarte ok, poate să o folosească oricine. Bine, acum copiii Citim în nu continuare. și-au rol. Bună, Anca, faceți transport și în Italia, oriunde în lume trimitem. Suntem 196 de țări ale lumii. Bine, 195 cu plus 2 minus, că știa cât le numesc, când nu le numesc. Noi trimitem în 190 de țări ale lumii. Asta înseamnă că nu trimitem, sigur, unde îi război. Așa, scuze, Ancuța, fratele tău are un suflet mare și nobil. La, așa,
Vrăjeală. Să știți că eu nu am în vocabular și nici în familie cuvântul vrăjeală. E Nici la greu mine. ca să pot să-ți-l numesc. Nu Dar îl există acceptăm. țeapă și nu există vrăjeală. Te rog să-ți rezolvi asta, cobor în tine, în persoana ta și încep să nu ne spui ce ești, că nici ne-ai întrebat. Vrăjeală, țepe, obrăznicie, minciună, manipulare, noi nu facem asta. Ca să știi, noi, eu, el. Eu nu știu pe el, dar ca să știi. Continuăm. Continuă. Și sunt sigură că așa ai spus și la părinții tăi, lasă vrăjeala. Că dacă Da, ai urât, ști urât, că mama ta, este acolo un jargon. rămâne. Pe Da, loc. este Pentru că mama ta e vrăjeala, ridicul. este un jargon descoperit, adică înființat în București, prin ferentari pe acolo. Da, De prin acolo ferentar, normal. s-a tot Prin extins și ferentar. a ajuns. Dar, Anca, trebuie să fim și realiști. Sunt oameni, da, care acest cuvânt de vrăjeală, da, îl folosesc. Adică Normal, folosesc, sunt. dar eu nu pot sta la masă cu oia, eu mă ridic și plec. Da, exact, La așa. 40 de ani Da. eu nu fac nimic. Eu Cât am îți văzut, am trebuie, înțeles și mulțumesc că mi-ai arătat. Dacă da, mi-ai cât arătat îți numai. trebuie să cunoști un om? Foarte puțin. Foarte puțin, Socrate, adică să nu te preocupi de prima impresie, cea mai bună. Da, cât îți. Știi că odată te-o prostit, Da. el-i de vină, a doua oară dacă te-o prostit, cine-i de vină? Du! Așa atunci. Nu, și cu afacerea ta de problemă și așa nu faci carieră. Ce mi s-a întâmplat, ce mi s-a întâmplat, taci, nu mai duce la nimeni, du-te mai departe. Exact, Să-l exact. ierte măsa, că dacă-l ierți tu, repet, iar vine înapoi la masă. Mare adevăr vorbește, cât costă brățările? 250 de lei. Sunt foarte temerare, doamnă. Sunt niște brățări extraordinare. Remu știe ce pot eu să fac. Casa mea cu Da, mine. bine, eu Eu știu am un fabrica cap. de unde vin și știu tot absolut, știu tot procesul tehnologic, dacă putem să-l numim așa. Da, exact. De ce nu ai rămas ortodox? De Tocmai ce că s-a nu? Nu explicat. știu, mi-a plăcut. Nu spun că ortodoxii sunt inferiori, nu. Spun că aici mi-am găsit alinarea și aici mi-am găsit, nu știu, locul. Și nu cred, nu aș putea să schimb locul ăsta. Sunt ceea ce sunt. Dumnezeu m-a binecuvântat în forma aceasta. Iubesc ortodoxii, colaborez cu preoții din zonă, suntem Da. prieteni. Citim în continuare. Anca, eu acum că l-ascult pe fratele tău, știu și văd clar că ești mult mai profundă ca și el. Păi și el e profund, îi trebuie timp, că e rușinos. Îi spune că e a doua oară pe TikTok. A intrat tu dimineață și acum. E a doua oară pe TikTok. Dar nu e problema asta, că e a doua oară pe TikTok. Am vorbit în față și la 700 de persoane și la 1200. Deci nu e asta. Chestiunea este că pe TikTok sunt persoane netăiate împrejur, da? Cum era unul mai înainte care au scris acolo, așa, care îi făcut. Își caută identitatea, dar nu Da, cu își noi. caută identitatea spunând cine este. Și atunci îți pune Da. o întrebare din aia urâtă. Și pentru că noi nu suntem obișnuiți în ceea ce spunea Anca, vrăjală și chestii de genul Da, ăla, nu când mi-ai atunci spus te așa. simți oarecumva, dar văd și îmi dau seama că Trebuie să te ocolesc. Atât tot. nu și dai de ăștia, nu scapi ei oriunde. Da, îi blochezi. Dacă te iau, pe urmă, ești urâtă, pe urmă grasă, pe urmă prostă, nu mai scapi de ei, bă, și le dai dreptate. Iar nu-i bine. Că de ce? Mirel, Că te nu s-au salut! glumit. Și te iau pe toate părțile. Așa e. Așa, o premoniție adevărată. Dumnezeu există, da. Zice, martorii lui Iehova, cine sunt? Martorii lui Iehova, Noi toți. cum pe ei nu interesează de noi, nici pe noi nu ne prea interesează de ei. Nu pot să mă apuc să explic eu doctrina martorilor lui Iehova. Dar este foarte simplu. Primește în casă și după ce nu mai scap de ei, mă suni. Așa, în sufletul nostru, așa, Alina, nu are niciun martor, este o doctrină, un Dumnezeu e pentru toți. Bineînțeles, tocmai asta a spus. Pocăiții, ho, nu trebuie să spună, apună soarele și să fi certat. Ei sunt Așa oameni e. răi. Asta a fost predica de duminica trecută la mine, la noi în biserică, aici. Pentru că sunt păstor, am tendința de a spune la mine, biserica este a lui Iisus Hristos. Nu există biserica a unei persoane, chiar dacă probabil, printr-o anumite circunstanțe, câte unul și-a făcut-o pe numele lui și așa mai departe, dar biserica este a lui Iisus Hristos. Continuăm. Viorica zice, ce înălțime are fratele tău? 1,83, aproape 4. Eu cresc în timp ce mă duc înainte. Deci e liniștit.
E liber, da. Așa și dacă nu se supără, cât, adică, da, câte kilograme ai? Te întreabă. El e foarte grijuliu cum arată. Pentru că are două femei. Exemplul vede pe el. E logic. Ca și un Două bărbat. femei, două femei greșit. Am două fetițe și o soție minunată. Da, dar nu două, trei femei, am vrut să zic. În Da, total. păi Adică ca și comportamentul viitor. Cum? Două, trei Eleonor, femei. fetița mică, mi-a spus, zice, eu nu discut dacă nu găsesc unul ca tati. Deci nu discut dacă nu găsesc unul ca tati. Trebuie să fie ca tati, să știe să facă așa, să știe să pună mâna pe orice lucru, să fie frumos, să știe aranja, să meargă în baie, să își, așa, tati își face patul. Vorbea cu niște colegi de aici, tati dimineață, când dacă cumva tati nu iese până nu își face patul. Fetița Eleonor. Atunci eu trebuie să fiu un exemplu continuu. Păi nu pot să mă duc cu o burtă de o jumătate de metru în fața mea și să ce? Când fetițele mele mă duc la ședință, la școală sau... Acum, să nu mă ia în nume de rău cineva că am treabă cu cei cu burtă. N-am treabă cu nimeni. Fiecare În fine. cum vrea, cum îi place. Dar eu mă ocup în limita posibilităților să nu depășesc anumite... Am o dietă, am niște lucruri bine puse la punct, De ce tocmai dietă? Că ca... la sport. Cum? Ce Dumnezeu? Face sport, cu adevărat. Deci, nu, Deci că era fac, da, antrenat. eu fac sport și sunt mulțumit de cum arăt, soția e mulțumită de cum arăt. La o haină de costum, e frumos să arate, să arăți bine, ești un bărbat în orice circunstanță, mergi cu fetițele tale pe drum, băi, ăsta ce e cu ăsta? Nu știe nimeni, e cu fața, e cu spatele, da. Da, era un film, dar era adevărat. Știi că acum vezi că și la mine, aici, sunt camere de lovederi peste tot. Acum nu e unicat asta, că e Da, o păi și la mine normalitate. scrii, uite, acolo am una, adică ceva. Da, și eu am, da. Dar acum o să zică cineva, de ce atâta de multe? Pentru ce nu au memorie, că noi știm cine suntem. Auzi, și s-a întâmplat, deci era real cazul. Deci, o luat o căruciorul, știi, deci colo copilul, știi, că se ia aia și la cărucior să pună rapid, deci știi copilul. Se ia copilul să pune în cărucior, adică pe standard. Și a vrut femeia să-și ia geanta. Femeia era grasă, obeză. Așa, copilul mic. Normal că nu a apăsat pe frână. Au coborât căruțul. Nu a Deci putut să și prindă, l-am femeia văzut. s-a ridicat să se ridice și nu a putut. Ca L-am să văzut. vedeți de ce. De trebuie să țapă copilul, să întâmplă. Cine? Un trecător, un de ăsta, un... Deci, e bine să fii ușor. Nu Ceea doar ce mama, spui ci și tu, eu l-am ușorul. văzut în limba spaniolă și au zis că spunea, zice, es que por eso hay que trabajar y hay que hacer un poco la masa muscular, porque nunca sabes cuando lo S-au ridicat de necesitas. 7 ori, nu s-au putut salva copilul. Am văzut, am văzut. Și l-a oprit un Deci, om în drum. Am văzut da, chestia asta. cotul i-o amorțit, deci pe loc, deci Da. piciorul i-o căzut, Gândește-te i-o că pușcat. respectiv au făcut dacă... Nu s-au putut ridica nici într-o parte, nici în față, s-au terminat, s-a gătat lumea. Gândește-te că sunt foarte multe persoane de genul, ca și Da, persoana respectivă. dar își cumpără un detox. Acum, la Acum, detox... tehnologia au avansat. Numai pe cine să mai dai vina? Lasă-mă. Acum, pe mine m-a sunat, mi-a zis cineva, zice, stau pe Budă de când am luat detoxul. Așa e. Zice, stau numai la baie. Ca să vezi, asta înseamnă eliminarea apei. Mihaela Brățfălean, Viluța Mihaela Brățfălean, prietena Da, mea, o a fost cunoaștem. cu ea la Bistrița și a zis, Anca, deci eu mă pișam de 3 ori pe zi și uitam uneori să fac, să mă piș. Mă piș de 12 ori pe zi. E normal, mă întreabă pe mine azi dimineață, trasă la ochi și așa, și zice, mă sunt ușoră, Anca, mai adun două și ia câte două, știi de ce? Pentru că sunt persoane care au nevoie. Punct. Anca, vreau să facem o rectificare la o chestie, că noi respectăm și întotdeauna înțelegem. Sunt persoane care au un surplus de greutate pentru că au o problemă, o glandă, o Remus, chestie. Deci Remus, hai să spun eu ce nu, problemă am noi avut. nu Am avut avem treabă cu așa 97 de ceva. chile. Eu, sora ta, ai uitat Da. cum eram eu. Am avut 96 de chile când m-am dus în Tenerife. Toți prietenii spunea la Tony, la fratele meu, zice, nu ne prezinți pe mama. Eu, mama, adică fratele, sora lui Tony. Și mi-a fost rușine și m-am dus la sport. Așa ne trebuie, să ne trezim. Acum, într-o zi, m-am întâlnit cu un tip și zicea, vreau să te cuceresc.
Și eu am zis, omule bun, păi iau 120 de chile. Păi eu am o carieră. Azi de 65 de chile. Pe mine nu mă vede nimeni. Pe lângă tine. Eu ce fac? Și o zis, pe asta ce înseamnă? Că dacă iubești omul, nu te iubești pe tine. Și nu o să mă poți vedea pe mine. Dar Da, am 40 înțeles. de ani n-ai dinți în gură. Că mor. Am mânie. Auzi, Mor. este Anca, dar Nu se trebuie să poate. fim conștienți că Întărește-ți credința. Nu se poate. Asta nu-i circ, nu-i bătaie de joc. Și Dumnezeu însă și-o da cu dinți în gură. Și ce faci? Pe urmă te uiți la mine că te refuz. Nu se poate. Da. Nu se poate. Nu se poate. da, Eu dar dacă văd că am o carie, bat la doctor și aștept. Și tu ai șantier. Nu se poate. E chestie de atitudine și de credință, în primul rând. este chestie de atitudine, este chestie de credință, este chestie de decizie la nivel, dar vreau să spun că cunosc persoane care nu pot să facă, au diabet, au aia, nu pot să slăbească, n-au nicio șansă. Mica într-o zi și-a pus 12 piloni de titan într-o zi. 12. Eu am stat cu ea. 12. Are un apartament în gură. E mai scumpă, din gura lui Mica ca casa mea. Nu se poate. Taică-meu la Anca, fel. Stai să vă spun. Taică-meu la fel. Taică-meu. Un Mica a timp îl avut auzeam. bani. Mă permitem. Tatăl meu. Un timp mai era aici. Un timp îl auzeam pe tatăl meu. Care probleme cu inima și așa. Îl duceam la doctor. Stai să vă spun cum vedea. Tatăl meu. Urgea la doctor. Zicea, domnul Cârcu, relaxați-vă, relaxați-vă. Domnul Cârcu, mai sus. Am vă scuzați. Domnul Cârcu, vreau să vă relaxați. Domnul Cârcu, mai sus, se speria de doctor. L-am prins de mână, pentru că știi, când suntem mici, noi reușim să mergem pentru că ne țin. Hai, dragul mami, hai, dragul mami, și reușim. La bătrânețe tot așa ne vin frici. Noi trebuie să avem pe cineva care să ne îndrume, pentru că nu se poate. Tatăl meu are 70 de ani și are dinți în gură ca unul la care trebuie de 20. Nu se poate. E chestie de atitudine. Și așa Cum mai se fac departe. aia Bun. care n-au bani? Cum? Da, Mica, fumează. Pe rând, Brâncaș și-o pus în apartament, am înțeles. Dar ăia care nu au bani și trăiesc de pe o zi pe alta și datorii și copii și bancă și aia așa, ăia ce fac? ce fac? Ce fac? Merg la. Deci nu există ca pe arborele genealogic a talei, îți răspund aici, a generației tale, să nu ai între 50 de colegi de clasă, de primul ABC, că așa e clasa 5, 6, 7, 8, 9. Să nu cunoști pe unul care îi doctor. Și mergi la ei și zici, auzi, am probleme cu dinții, plătesc eșalonat. Nu se poate! Nu se poate! Nu plătești 3 luni rata, zâmbești. Zici, e mio. Mă, apoi când mai mi-o trebuie? Casa. No, casa nu, dinți nu, fuma, da, nu se poate. Da, Da, am dar pe... în fine. Tu ce crezi, Da. că toți dinții cad odată? Hai să gândim. Nu, fac pe Grijă, rând. Dumnezeu. Pe Da, rând, pe ca. rând. Da. Continuăm. Îmi zice, pentru toți există doar un singur Dumnezeu, indiferent ce religie, dar trebuie să crezi, corect, Da, întotdeauna. perfect. Merge. Viorica, Doamnă frumoasă, poți să fii. Așa se manifeste. Toți avem un singur Dumnezeu, repetă doamna Bruneta, și ortodoxii sunt pocăiți. Nu trebuie să mergi la alt cult. E adevărat. Chiar semănați foarte bine. De ce sunt aceste restricții la penticostali? La unii. Restricție, nu poți să-i spui restricție. Mulți zice, Catecheza, vorbim. nu am voie să mă duc la discotecă. Nu, nu, nu. Eu, de exemplu, nu am nevoie să mă duc la discotecă. E o diferență mare. Nu am voie să beau bere. Nu, nu, nu. Eu nu am nevoie să beau Vrei bere. sau ai nevoie? Nu, Aia e nu, eu problema. nu am nevoie de așa ceva. Nu am nevoie. Nu există o restricție. Că poate să fie restricție, că tu poți să bei în beci singur. Și atunci, pentru ce ai pus restricția? Deci, nu am nevoie. Da, E o pentru că diferență mare. Dumnezeu iubește mult mai mult organele voastre, ca să știți cine e El, pentru că din interior spre exterior vine schimbarea. Pentru că de-aia zice nu fuma, pentru că știe că după ce nu mai fumezi trebuie să-ți cauți sănătatea. Și ți-ai și persecuți familia. Ce părere are fratele tău de cei ce joacă ultimul ban la noroc? Roata cu noroc. Deci, Eu v-am spus de atâtea ori. Numai ei se pot schimba. Atât. dragii mei, eu am avut cazuri din astea. Eram odată cu unul lângă mine și zice, ținem pumnii, pentru ce mă? Ținem pumnii, mai am un minut, ținem pumnii, pentru ce?
Eu am crezut că naște nevastă sa, am crezut că îi naște vaca, îi fată vaca. Zice, acum joacă Liverpool cu nu știu cine și dacă iau meciul ăsta, am luat 2000 de euro. Zic, ascultă, nu vei pierde și zic, dacă pierzi, ce se întâmplă? Pierdă-ți banii. Vei pierde toți banii. Cum poți să zici așa? Du-te, măcar să nu te văd până... A pierdut toți banii. Deci, este o problemă la nivel cerebral. Primul rând, capul tot. Este o cărare bătătorită, rar care mai pot ieși din chestia asta. Este nevoie de o intervenție de afară ca să poată să își revină înapoi pe linia de plutire. Pentru că el, dacă a văzut un casino, intră înăuntru. Ultimul ban și-l bagă acolo. Pe el nu bineînțeles. Și da. Te persecută și pe tine. Victoria, da, și soție, și copii, și tot. Victoria Borobeica zice, mănușa este magică. Bravo! Ancuța, te pup, Daniela, ești măritată. Bună, Ancuța, ce bărbat frumos și plăcut. Cât costă mănușa? Bună, Ancuța, chiar e fratele tău, că semănați. Doamna Mir, este fratele meu, eu sunt Cârcu Anca și Cârcu Leon Remus. Bineînțeles. Da, cu câți ani mai mare? Eu am 40 de ani, Remus, tu câți ani ai? 43 jumate, 44. Da, 44, lasă figurile, că atât ai. Continuăm. Florica, ziua, bună ziua, bună ziua. Câți frați suntem? 5, unul a murit, 4. Sunteți amândoi minunați și fiți sănătoși și fericiți. Anca, dar tu ai mai mult public ca și el. Domnule, căutăm să avem public sănătos, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și ca mine și ca el sunt mulți. Am văzut cât costă mânușa, 125 de lei. Fetele își iubesc tații. Dar iubește și atitudinea și ceea ce faci, că fetele se uită mai mult ce ești, nu ce dai. Așa, bună ziua, doamnă dragă, felicitări, păcat că e însurat, zice o doamnă Nina. Bună ziua, bravo, respect pentru voi, bună ziua, fiți binecuvântați. Dacă nu pare indiscretă sau supărăcioasă, în sensul în care s-ar supăra fratele tău, se poate ridica un pic? Adică dacă ai vorbit de burtă, acum vreți să dacă ai. Anca. Da, dacă ai burtă, nu are. Da, nu am burtă, nu am burtă, dar acum nu facem prezentări de dinastia. Dacă vrei, omul respectat. Bravo, am om înțeleg, corpul nostru e templul lui Dumnezeu și trebuie să avem grijă de el, bineînțeles. Este adevărat. Dumnezeu iartă ce se întâmplă în afara templului Dumnezeu. Același efect au și ceaiurile, doamna Patricia de Alchimist. Nu-mi trebuie un ceai, nici să mă bat. Mulțumesc. Bună ziua, scuze, am ascultat ce dumneavoastră domn vrea prea multă, dar cât fratele dumneavoastră, eu sunt ortodoxă. Nu știu de ce mi-a dat. Bună ziua, scuze, am ascultat ce vorbești, doamnă. Vorbești prea multă. De fapt, decât fratele dumneavoastră, eu sunt ortodoxă. Nu știu, doamnă, vorbește române, scrie românește. Și persoanele peste 55 de ani străbesc foarte greu. Da, și la 33 de ani este adevărat că metabolismul nostru nu mai este atât de eficient, adică atât de arde atât de mult. După 30 de ani, vezi că suntem practic la jumătatea vieții. Bună ziua, zice domnul Nicu. Dacă ai, faci, dacă nu ai, cari. Ce are și banii, dar și dacă nu ai bani? Acum vroiam să spun. Ce fac cei fără bani? Lidia te întreabă, Ardelean. Ce mă întreba? Că citem aici, zice, nu există restricție, ci trăiește după cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a scris Lidia Ardelean. Repetă, te rog, întrebarea. Da, zice, ce fac cei fără bani? Să-și întărească credința, doamnă. Banii vin în corectitudine, în respect. Biblia zice să nu mănânce cel ce nu muncește. Anca, tu ai avut bani? Eu? Am avut credință. Deci ai luptat până la ultima picătură? Nu! Când n-am mai luptat, mi s-o dat toate. Da. Da. Deci... Puturosul, da? Puturosul nu are. Da. Și Scriptura spune, du-te puturosul. Dar eu nu cad, că Dumnezeu pe mine mi-a dat și El mă apără. Nu tu, nici tatăl, nici bătă. Asta deci, nu înțeleg. Puturosul, Scriptura îi spune, du-te și ia exemplu de la furnică. Simplu. Te duci, stai pe un scaun și te pui pe mușuroi. Înțeleptul Solomon o scrie clar. Și te urci la furnică. Voi vezi că au un traseu. Pleacă dinspre mușuroi și altele se întorc înspre mușuroi. Rar să vezi pe una care n-are nimic în piesele bucale. Între stuța lor. Ele se întorc înapoi cu ceva și zice nu au șef, nu au capitan, nu stă nimeni după ele, fiecare știe ce a de făcut. Ce puturosul trebuie să meargă acolo să ia exemplu și să lucre.
Adică, acum sunt persoane care sunt bolnave, sunt persoane care au dizabilități, sunt persoane care au o grămadă de lucruri care nu pot să lucreze, da? Apoi îi înțelegem. Dar putorile nu au nici. Oameni, mă doare burta, of, nu pot să merg la servici astăzi, am așa o greață, am așa o durere interioară, nu mă pot. Nu ți-i rușine? Adică cum? Adică nu înțeleg. Nu. Ce părere are fratele tău de omosexualii de astăzi? Adică cei ce se machiază și așa. Așteaptă să le mai vină ticlu, că mor, că-i plin de ei. Plin, mor. Nici nu Deci, judec, dar mă doare. Dar mă doare capul, mor. Mor. Anca, Mor. ce am Dumnezeu observat nu a eu, greșit și Dumnezeu nu repetă desenul. El știe de ce ți-a dat un ce am cocoșet. observat la homosexuali, să știi că majoritatea dintre ei sunt înzestrați cu calități, pot să spun chiar supranaturale. Pentru că Da, de ce se omoară singuri în asta? Se supără pe Creator și schimbă direcția. Dumnezeu Anca, când ți-a dat un cocoșel nu a dat greș. în Romani, în capitolul 1, avem acolo două explicații. Zice, și Dumnezeu, ei ce au făcut fapte rele și așa mai departe, și a lăsat în pornirea minții lor blestemate, și mai jos scrie, i-a lăsat în pornirea inimii lor blestemate. Adică înseamnă că odată ce corpul ți s-a întunecat, te-ai dedat la anumite plăceri, la anumite lucruri, da? Și mintea s-a întunecat. Dar legile internaționale îi susțin. Ei sunt plini în toată. Poți să stai de vorbă, poți să ai în biserică și tu nu știi. Poți să ai în. Deci e plin de ei. Așa că Nu normal că nu nu mai plătește există mene, societate. seminare. Nu mai scapă. Nu mai Da, în scapă. Rusia nu-i lasă. Dar cum să spun, De aia Anca? Putin a început războiul, pentru că a văzut spre ce se îndreaptă toate praf. Familia tradițională afectată, etc., plin de pizde masculine, se zice la mine la țară. Asta e Bun. adevărul. Ok, respectăm un Păcărici. vocabular cât de cât adecvat ca să putem Adecvat, masculine. să poată să înțeleagă oamenii și să-și ia ceva de la noi, că dacă le amestecăm așa nu-i bine. Așa se zice la mine. Așteaptă să le vină menstruația. Sunt foarte preocupate. Mă întreabă într-un 4-5 conversații să uită și dacă arcada i s-a luat bine. Mă înțelegi? Eu când mă duc să mă epilez, eu trebuie să aștept după 6 și toți sunt bărbați. N-ai înțeles nimic, nici un mesaj din asta. Continuăm. Doamnă, ai bani și de aceea te duci să te tratezi. Dacă nu ai bani, stai cu ce ai. Ce ușor vorbiți. Doamna Magdalena, doamna, asta nu-i întrebare, că tu zici, tu nu zici. Dacă n-ai bani, n-ai bani. Deci, dacă tu zici că n-ai bani, ai dreptate. Dar dacă tu zici că banii vin la mine pentru că-i merit, ai dreptate. Nu știu cum te-ai trezit în dimineața asta, dar tot ce zici, ai dreptate. Oamenii trebuie înțeleși. Nu știi prin ce probleme trece Da, oricare. Și oamenii trebuie înțeleși. Ceea ce nu înțeleg, delimitare. ceea ce nu înțeleg eu, nu înțeleg că omul singur se limitează și Da, aia e tot. nu înțeleg prostia. Da, limitat. Se limitează. Da. Și pe urmă și etichetează. Tu n-ai bacul, nu-mi trebuie, îmi pare rău că am făcut un an de școală în toată viața mea. Da. Și pe Nu-mi trebuie. Anca. Hai să o luăm așa, apropo de BAC. Cu ce îmi folosește mie, care am făcut atâtea robe de diplome, i-am zis odată la Simona, la soția, zic, hai să le punem toate în rame, să le pun aici la birou. Dar nu Pentru mai că, zic. dar nici o diplomă, nici una din ce am, deci că am făcut-o în Spania, că am făcut-o în România, da? Că am fost disperat într-un moment dat să fac școală și să fac școală. Și am făcut. Nici una nu mi-a servit. Eu am firmă de transport în Anglia. Pentru ce mi-a folosit mie diplomele? La nimic. Acum, cu afacerea Dar pe el care o a avem. testat tot. Cred că și nu lipsește de avion. Deci tu tot ai, toate carnetele, da? Deci, mie mi-a plăcut zborurile libere. M-am dus, mi-am făcut dincolo, m-am dus, mi-am făcut să fiu, să le am și așa mai departe. Orice Dacă tip de acte e avionetă, mă pot limitat, da, urca. Claudia, da. Așa. Dar nu mi-a folosit la nimic. Zbor cu parapanta. Pentru ce îmi folosește? O dată pe an sau poate niciodată, la o dată la 2 ani. Pentru ce îmi folosește? Acum, hai să o luăm și pe aia altă. Fetița, i-am spus, zic, prima dată este școala. Deci, nu spun că nu-i nevoie de școală.
Nu, departe de mine gândul ăsta. Deci fetițele mele sunt instruite într-un regulament de așa natură încât să-mi aducă rezultate foarte bune la școală. De ce? Pentru că este nevoie ca tu să ai o diplomă, să ai. Dacă tu nu ai nevoie de diploma respectivă, asta este altceva. Pentru că abilitatea ta te-a făcut să te direcționezi. Și oricum treci, îți rămâne ceva, bineînțeles. Da. Dar, corect, de exemplu, tu ai făcut toate lucrurile pe care le-ai făcut, muncind, trăgând în stânga și în dreapta, cu capul, nedormind și așa mai departe, cu ce te-a folosit? Hai să zicem, Alexandra, Violeta te întreabă, munciți să aveți, după judecați că sunt cerșători aici. Mai repet o dată, te rog. Munciți ca să aveți, după să judecați, că sunt mulți cerșători. Eu am văzut cerșători, sunt două feluri de cerșători. Cerșătorii care nu au și numai cerp să mănânce și după aia sunt cerșătorii care mor și au salteaua plină cu bani. Deci, niciodată nu știi cu care cerșător te întâlnești. Și mi-a plăcut de doamna Anca cu care m-am întâlnit eu ieri, da? A venit un cerșitor la noi în timp ce noi discutam acolo unde ne-am întâlnit și a spus, du-te că nu-ți dau nimic. Deci vorbim despre oameni care aveam și eu și ea, dar am lăsat-o ca să ia atitudine, să vedem ce face. Du-te că nu-ți dau nimic. Am tăcut, m-am uitat. Noi ce facem? Noi sprijinim să cerșească. Da, eu când îi văd, că e mic, că e mare, îmi dai, după ce își termină sinfonia, zic, auzi, oprește-te, că le repeți. Tu să-mi dai mie. Da. Mulțumesc. Așa tu a spus mie. La unul și o plecat. Că te supor și miroș. Tu să-mi dai mie. Și te rog să te miști. Să uită, dacă chiar să-ți dau un leu. Mulțumesc. Iau cu drag. Continuăm. Îmi zice frumos, salut, credeam că vă puteți cupla până de... Da, aflu că sunteți frați. Pe mine nu mă deranjează că e însurat. Niciun bărbat nu își face față. Doamnelor, ce atâta ură și invidie pe doamna Acuța care are bani și își permite. Doamne, eu nu am bani. Dacă acum am cer 100, nu știu, dacă îmi cer acum 2000 de euro, sunt la limită. Dar peste câteva ore am. De ce? Pentru că banii mei îi pun în proiectul meu pentru care mă trezesc, pentru care gândesc și pentru care, da, cum să spun, torc, zi de zi, torc, ca să fie. De exemplu, aceste brățări, pentru că nu este normal ca un brand pe lângă haine să nu aibă accesorii. Că dacă nu dai publicului accesorii, ei, publicul și ea din altă parte. Acum lumea s-a săturat, Chanel, Christian Dior, nu știu cum, pentru că știți, tot ce e nou, îi bun și e loc sub soare pentru toți. Și eu banii mei mi-i pun acolo. Fratele meu m-a certat zilele astea. Zice, Anca, n-ai bani, pur deoparte, zic cum sunt gândesc eu. Zic adevărul. Dacă o luăm în termen de antreprenoriat, gândirea e bună. Dar când eu ți-am spus, ok, și de câte mii de euro vorbim acum dacă intrăm în proiectul următor? Păi eu n-am numai atât, dar cum e posibil? Da, dar când tragi linie, aia e plătită. Da? Corect. De exemplu, cu justiția, aia, cu procesele pe care le am, pentru că nu poți să râzi fiind spectator la viața ta. Trebuie să ai atitudine, pentru că numai așa îl poți trezi pe celălalt. Regele Solomon zicea să nu răspunzi nebunului după nebunia lui, dar totuși e bine să-i răspunzi, să nu se creadă prea înțelept. Pentru că, știi, prostia nu doare și tot timpul agasează și trebuie să răspunzi. Că n-ai ce să faci, ca să nu se creadă prea înțelept, pentru că prostul tot timpul are drepturi și nu îi le dă nimeni, pentru că e în el. Doamna Cuța muncește enorm. Doamne, eu muncesc, Remus, de câte ori pot eu vorbi cu tine pe zi? De câte ori îți dau reject? Păi, da. Dar cine înțelege? Cât de mult muncesc eu, spune-le. Dar ce oră dorm eu noaptea? Dar cât înțeleg treaba asta? Pentru nu, dar omul... spune-le că nu, uite, sunt întrebări, că nu le-am pus eu. Remus, când tu mă suni, câte minute aștept numai să te pot prelua? Da, aștept mult, e adevărat. Dar eu mă nervez și pe aia mă sun înapoi, nu-i problema asta. Asta e mai puțin important. Important da. Este că în tot timpul... Nu, Remus, de... oamenii ce spun? E o plăcere să vorbesc cu tine, mă admire la a patra comandă, la a cincea comandă. Da, de ce? Da. Pentru că sunt loială, serioasă, pentru că direcționez destine,
pentru că ascult. Nu toate îmi convin. Că multe spun, soțul meu e cu alta, are copil pe drum, nu știu ce, nu știu cum. Stai acolo și plângi. Dar eu te direcționez și în sensul ăsta. Sunt femei care spun, Anca, eu trăiesc de când te aud pe tine. Și mă bucur pentru că, în fost și la urma urmei, tu nu poți fi bine cu ceilalți dacă nu ești bine cu tine însăți. Nu se poate. N-ai cum tu să fii bine cu ceilalți dacă tu nu ești bine cu tine însăți, pentru că devii irascibilă, greoaie în explicații și ceilalți spun, nu vreau mai mult de cu tine, nimic, pentru că ești prea bună pentru mine. Și mori, înnebunești, pentru că nu toți sunt cum tu ai vrea să fie și nu trebuie să faci cum sunt ei, trebuie să fii tot timpul bine tu și când ăla l-ar să retrage să nici nu observi că simți, că simți asta, pentru că sunt mulți care profită din punctul ăla de vedere, adică pe chestii emoționale. Da, da. La fel ca și cum se întâmplă cu viața ta în anumite circumstanțe, omul se uită și începe să judece. Judecă în toate direcțiile, dar nu mă auzi dacă i-ai dat pielea să se Mea. Bagi în ea. Ce fac eu? Ce faci tu? Când e seara, știi ce spune? Ori îmi schimb atitudinea, ori îmi schimb numele. Asta tot. Știi asta că... face eu tot timpul cât lucrez eu. Pe urmă, copii... Unde sunt? Am uitat, vezi, dar e târziu, tu luai, vezi, că de pe Remus îl amânt cu un live de câteva zile, la ora 5, fiind marți, copilul meu avea fotbal, nimeni nu putea duce decât mama, ca să vedeți ce înseamnă. Dacă fie, eu știam, lăsam în live-ul, reveneam după aia. E târziu acum, dar vreau să zic, miercuri, mâine seara am emisiune, joi seara am emisiune, comenzi. Acum mi-au venit inelele, trebuie puse, pentru că la mine în birou e regulă, pentru că banii vin în disciplină, în regulă, în corectitudine, da? Și în foarte, foarte mare credință. Unde? Dacă tu, un om, îmi cere mărimea S, M, eu știu dacă am sau nu. Deci eu sunt un fel de calculator, pentru că nu am, atenție, nici măcar un partener în firma asta. Sunt singură. Și atunci mulți spun, ci puțin vorbești tu că ai bani. Doamnă, adevărat îți spun, dacă vii și te uiți în cont, râzi. Zici, bă, bă, da, dar dacă te uiți în jurul meu, zici, bă, Anca, wow! Păi dacă eu îți spun ce planuri am mâine, tu mori. Nu, nu, în momentul... Trebuie să-mi cumpăr o pistă pe avion. Avion sus în aer. Tu zici, bă, asta e bună, nu? Acolo e loc încă de unul. Că oricum tățau pe acolo. Eu la Remus i-am spus, Remus, vreau să fac un brand. Din Rebrișoara. Bă, Remus, sus eu. Și... toate lucrurile merg. Dar și eu, tu poți să faci. Și ăla, eu și n-am fost de acord nici cu casa care s-a făcut în Rebrișoara. Cum? Eu n-am fost de acord nici cu, nici cu reședința ta, cum îi spui că ai făcut-o în Rebrișoara. Vreau să faci la Bistrița, la Cluj, în altă... Da, da, dacă Dumnezeu mi-a arătat că eu trebuie să fiu aici. E perfect și super și funcționează și părinții sunt lângă tine și foarte ok, Ticu cu Mica sunt acolo, e în regulă, super. Ce rău îmi pare, mă, copilul, mă. În fine, îmi zice, pornește un meci la mișto ca să vadă și Remus cum îi. Hai, Remus, îți trimit un buton. Apeși acum, el nu știe. Eu zic să o lăsăm pentru... Mai un meci, nu meciul. Apasă deci, Anca, vorbim despre... pariul și un meci, Remus, un meci. Aici vorbim sunt despre pariu și despre sport care sunt meciuri. Dar unul pentru publicul meu. Publicul meu vrea. Hai, un meci. El nu știe ce e asta. Stai. Gata. Îi meci. Deci la el, da, dacă vreți să dați urmărire, îi dați, pentru că el la rândul lui o să mai bine. El nu știe meciurile ăștia. Nu-i problema. Îți stă foarte bine părul. Ce produse folosești pentru păr? Remus spune, ce folosesc eu pentru păr? Șamponul Rattle, că nu e problemă, că doar eu sunt marcă înregistrată. Eu am perfect, ăla folosesc eu. Ăla e. E pentru părul uscat, deteriorat, care n-are volum, care n-are forță, care n-are, cum îi zice, probleme cu scalpul și așa. Eu nu am trecut la celălalt, eu sunt tot la roșu. DJ, la mare meserie. Gata, am primit trandafiri, mersi băieți. Îți stă foarte bine părul, mulțumesc. Viorica, iartă-mă, îmi place și te admir de ceva timp. Doamnă, nu credeam că ai un frate așa frumos și deschis.
Da, e deschis pentru că lui a fost greu de la început și s-a ridicat pe el însăși. Deci nu poți să spui nimic vieții lui, pentru că da, n-are de gând să nege nimic. Așa sunt și eu. Noi nu stăm să discutăm, pentru că noi avem treburile noastre. Când Dumnezeu te direcționează, nu-ți spune decât ce te direcționează pe tine, nu spune pe cine să ieși și ce să faci. Pentru că nu toți trebuie salvați chiar din mâna celui prea înalt. Continuăm, pentru că nu vor să salveze ei. Nu poți să tradice Iisus, dacă tu mă părăsești pe mine și eu te părăsesc pe tine. Și așa mai departe, tot vă dau exemple și exemple. Anca, pot să-i pun o întrebare la Remus. Așa, de ce are doar două fete, căci în acea religie sunt mai multe persoane, adică copii, poate să zică, că e scurt aici, nu pot scrie mult. Da? Da, două fete are, da. Păi eram în clasa 12-a și întotdeauna vedeam două fetițe și în ordinea asta, nu altfel. Prima pianistă și a doua violonistă. Exact așa s-a întâmplat. Restul, că ce faci, că cum procedezi, n-am omorât pe nimeni. Pentru că pâinea în cuptor se arde, pentru că? Da, nu poate fi chestia asta. Pentru că și roata la bicicletă pușcă... Pentru că nu-și la timp, Dumnezeule. Dar nu poți aplica chestia asta. Eu așa mi-am dorit, așa au ieșit și mulțumesc lui Dumnezeu pentru fetițele pe care le am, e suficient. Cei ce au 9, 10, Dumnezeu... Corect. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i umple cu putere, cu harul lui și să-i crească liniștiți și așa mai departe. Mă uitam la... Eu am două și... Uitați, fica lui! Da, asta e Leonor. Aici a trecut de primul nivel la vioară. Fetele cântă la un public mare, pentru că sunt fetele care, la rândul lor, nu dă greș, ca și ureche muzicală. Și atunci ele, la rândul lor, sunt propulsate, pentru că se propulsează prin muncă. Au ore, au instructori, au tot ce înseamnă de această pregătire. Bineînțeles, bani, voință. Normal, nimeni nu-ți pregătește fetițele sau copiii. Mai bine nimeni ca mine. Tu, pentru că duci pe copilul tău la fotbal, plătești? Eu plătesc și separat, să nu știu unul de altul. Nu. Bun. Eu la mine, normal că trebuie să plătesc și sunt foarte atent cu tot să meargă. Doamna Ela, nu știu de ce nu a ajuns comanda vineri, dar vă rog să-mi scrieți pe WhatsApp. Eu aș vrea să știu cu ce te-ai ocupat tu, Anca, ce profesie ai. Tofeni Sandu. Când un bărbat întreabă, Anca, ce profesie ai? Ăștia se gândesc, bă, ori pot să o sclavarizez? Pot să o fac sclavă? Un bărbat adevărat nu întreabă niciodată ce faci. El se preocupă să facă mult ca nu cumva nivelul tău pe el să-l surprindă. Ca să știi. Sandu, nu știu ce să-ți răspund în sensul ăsta. Ce fac? Sunt manager. Acum, administrator la o firmă care uneori câștig 30.000 de euro pe lună, alteori 25.000 de euro. Pentru să nu te surprind că vreau mai mult. Când noaptea dorm, dimineața aia când mă trezesc, vreau să fac atâta de mulți bani cât să nu-i cheltui. Chiar dacă voi zice în ziua aia, vreau acolo în Dubai și așa și tot să nu-i cheltui. Și atunci nu știu ce să spun, ce fac azi. Anca, mie îmi place de englez. Englezul, mie îmi place de englez. Englezul calculează la an. Da. Noi de asta spun, nu știu ce să fac, pentru că mai întreabă peste câteva luni, nu știu. Acum să știi că sunt minus, mâine te surprind. Nu știu, pentru că evoluția mea este continuă. Nu am zis nimic de rău, să știi. Azi sunt cu minus, adică minus nu, că mă bate Dumnezeu și nu e bine să mă. Sunt bine, dar mâine, s-ar putea să găsesc o cale spre tine. Mioara Bursan zice, lasă și pe fratele tău să vorbească, doamnă. Păi cum, eu răspund la întrebări pentru că eu sunt mai cunoscută ca el. Eu cu drag îi răspund dacă aveți întrebări. Așa, aș vrea ca fetele dumneavoastră să aibă diploma. Nu știu ce zici cu jucăroana. Ați vrea ca fetele diploma dumneavoastră de ce? Să aibă diploma. Nu știu, care vreo câteva până acum, nu știu la ce te referi. Diploma de ce? Mă gândesc eu la ce se referă. Da, da, e bine. Și dacă nu ori avea o
cel puțin să aibă cartela aia mică. Fetițele merge, când merg în magazin, zice: mami, eu am pe card tot ce îmi trebuie. Nu, degeaba te duci cu diploma, da? Și, deci, du-te în magazin cu diploma asta și e bună, e foarte bună, dar nu te bagă nimeni în seamă. Și fetițele scoate, are un card fiecare. Personal, da? Cu bebeluș. Personal, da, are card personal și se duce și își cumpără. Copiii trebuie învățați. Problema numărul unu în România, știi care este, Anca? Nu se face educație financiară în școli. Copiii sunt propulsați înspre învață fizică, matematică, cu tare. De câte ori mi-a trebuit mie matematica să-mi fac eu toate lucrurile care le-am făcut? Dar eu nu știu matematică, n-am luat pacul. Eu îmi permis să iau un doctor în matematică și îl onorez, dar îl plătesc mai mult ca guvernul. Pentru că unde nu știu și am deficit, iau un geniu. Un aristocrat bun. Așa, îmi zice, măi, tu știi de mult că mi-ai câștigat win. Anca, you win, mi-ai luat. Vorbește românește. Ok, you win, I just tell you again, you win. Anca scumpă, nu e bine să vorbești despre băieții gay, pentru că avem băieți și nu știm ce se poate întâmpla. Doamna Eli, te rog frumos, lăsați-mă cu ăsta, de ce sunteți atât de sensibilă? Dacă copilul meu are deviații, îi fac valiza, că am crescut destul și am tras fără să știu și îl dau la tată sau. Nu-i problemă. Anca, oprește-te, că nu e așa. Când are deviații, încep să-l consiliez, încep să nu știu cum, te obișnuiești cu ideea și treci în varianta aia alaltă. Deci copiii care au, cum să spun, Anca, trebuie să compătimezi, să suferi pentru aia. Tu crezi că doi părinți normali se simt bine să aibă copilul în forma aia? Nu! Nu se simt bine, dar dacă așa îi, asta este. Deci nu poți. Ce nu îi, poți... mă, omule bun? Că Anca, ce... cum poți să-i spui tu că îi pui valiza? Cum poți să-i spui tu? Întreagă! Ăla e viața ta, nu e adevărat. Nu-i pui nicio valiză. Dragul meu, deci, mai du-te și mai hotărăște-te odată, o să-i spui. Deci... Și ce să fac? În sensul ăsta? Anca, vin duhurile generaționale care se adună din generație în generație și nu undeva pușcă. Dar, Anca, trebuie să avem o... Oamenii ăia, nu că nu trebuie atinși, nu. Adică nu te intersectezi cu treaba lor, dar îi respecti. Legile sunt de partea lor, au drepturi, au toate lucrurile făcute într-o direcție, așa. Dar nu spune tu că dacă copilul tău va fi mâine gay și vine acasă cu unul de mână, îi pui valiza, că nu-i o pui, Anca, niciodată. Îi spui, dragul mami, e sigur, te-a hotărât bine. Hai să vedem, hai să calculăm și încep cu consilierele și așa mai departe. Este o durere pentru părinții care au astfel de probleme. Apoi, caracterul interior, care, cum să spun, eu nu l-am studiat prea mult, ăsta poate să-și schimbe fiecare înclinația. Mă, eu sunt bărbat, păi îmi caut direcția bărbătească. Eu sunt femeie, păi îmi caut direcția femeiască, adică să fiu femeie, să lupt ca o femeie. Sunt bărbat, lupt ca un bărbat. Păi dacă eu încep și nu știu cum să zic, e foarte delicat subiectul ăsta. De ce e greșit? Va fi greșit până la capăt, ca să știi. Omul cu potigneli, Dumnezeu e cu da și amin. Lăsați-mă cu astea. Mă înțelegi? Undeva se greșește profund când intre pe unul. De ce ți-o dai pe dos? Păi tatăl meu a mers la muncă și m-a lăsat cu unchiul. Și ce s-a întâmplat cu unchiul? Vezi? Vin generaționale chestii. Da, da, ăla! E adevărat că ce s-a întâmplat cu unchiul, penetrări și mături, am înțeles asta. Dar de ce el, prin credința lui, ca și direcționare, că nu poți să ați toată vina păi pe unchiul. Păi dacă el a fost mic... Au fost câteva episoade, tu trebuie să depășești asta. Anca, tu trebuie dacă să el a fost mic, mic. Dacă el pentru a ce fost trebuie mic, să supăr și eu? Da, am înțeles. Dacă respectivul copil a fost micuț și a fost abuzat, da? El, dacă nu a spus ca să-l regleze cineva la da, corect. Hăizașului, el merge și crede că așa e bine și atunci merge înclinat în direcția respectivă. De-aia e bine cu copiii. Facem pleonat. Niciodată să nu-i lăsați nicăieri. Pe de o parte. Pe de o altă parte este bine să fii prieten cu copiii ca să poată să-ți explice. Uite, uite ce s-a întâmplat. Uite așa, uite așa, uite așa. Trebuie să fii prieten cu ei. Totuși. Da, dar mulți dau vina chiar și la prima copilărie, nu depinde de tine, dar a doua? Păi a doua se leagă cu prima. Nu e adevărat. Păi adevărat, se leagă cu prima. Eu am stat de vorbă cu unul, cu o persoană de genul ăsta.
era așa, 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 așa. O zis că lui e egal, că așa, 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 așa. Dar acolo sunt lucruri generaționale. Și așa, așa, așa. Da, sunt Jean lucruri care grele, care au nevoie de intervenție externă. Trebuie ajutați. Dar Anca, denigrându-i sau vorbind rău de despre denigre. Ce îi ajutăm? Că se denigrează singur, ce să fac nu, eu? Eu nu înțeleg. Eu nu-i ajut cu nimic, decât atât. Ocolesc subiectul, îi respectăm în direcția lor, cum îi, e adevărat, biserica, indiferent ce biserică, o indiferent cum e, instituția, prima instituție instaurată de Dumnezeu, este familia. E clar. Bineînțeles. Acum, restul lucrurilor. Încă deja îmi tot scrie aici și tot îmi... Cine se îngrijește de cel sărac, Dumnezeu se va îngriji de el, spune Biblia, corect? Așa este. Să sperăm că le plac fetele așa. Doamne ajută. Bună seară frumoasă. Ce bine ar fi să ai o emisiune televizată. Meri să te asculte tot numai pământul. Bună ziua, oameni frumoși. Și bună ziua, Anca, e fratele tău și se cheamă tot Cârcu. Da, e fratele meu. Corect. E Cârcu Leon Remus. Da. Voi vă potriviți. Sunteți minunați. Ok. Foarte bine semănați, sunteți super frumos, frați. Nu contează unde locuiești, lucrurile se vând online, național, internațional, pentru a face un brand. Corect, doamnă, pentru că vezi că acum noua generație și așa și tehnologia asta, vezi că tehnologia nu vine să zică, ei, eu sunt mare, tu trebuie să te reacordezi la ea. Îi un joc, spune-i că nu e pariu. Da, da, acceptat. Hai, Ancuța, la meci. Foarte frumos sunteți. Ce șampon. Vă urmăresc cu mare drag, sunteți o femeie puternică. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi și pe familiile voastre. Vă ascult cu drag, zice doamna Duchesa. Sunteți doi frumoși, fericită vă. Ancuța, vreau și eu un detox. Pot să-l iau de la fratele tău din Aiud. Remus, spune-le adresa unde să te găsească. În Aiud mă pot duce eu până acolo, că nu mi se rentează să mai pun pe curier. Eu îl duc personal. Aproape toată ziua ajung în Aiud și pot să-l dau în mână. Deci n-ar fi o chestie. Dar pe mine mă găsește în Unirea, pe strada Pomilor, da? Este asfaltat de jos până sus. E foarte senzat, am ca și aeroportul aici în față. Da, și spune că lângă magazinul de mobilă, că așa e ca și reper. Nu, magazinul de mobilă este al meu. Este, da, e adevărat, adică reper. Este al meu și este fostul depozit de mobilă. Toată lumea știe. Vis-a-vis de terenul de sport, toți, ori pe cine întreabă de Remus. Puteți mete în depozit să vă cumpărați săpun, să vă cumpărați șampon, pentru că noi aici avem noua noi și aici avem înalt, tot suntem ce 30 este... de ani în fața tuturor. Da, tot ce este Tony Richardson, noi avem la în depozit, cu excepția anumitor lucruri care... Remus, când eu te-am sunat că fac un brand Tony Richardson, ai zis frumos nume, ce ai spus? Îmi aduc aminte, că știi că am o părere. Este pentru că eu eram fan. Eram fan mărcilor de elită. Da? După aia mi-am dat seama. Deci eu am până la 30 de ani mie îmi plăcea foarte mult la Costul, Hilfiger-ul. Deci îmi plăceau foarte mult mărcile astea. După care mi-am dat seama că de fapt pe un om nu-l face marca. Deci îl face caracterul, îl face... Poți să pui, da, o cămașă. Da, dar și am 85% haine. Da, poți să pui o cămașă non-name și bună și da, frumoasă. Da, dar curată, că sunt mulți care spun că dar că atunci când vorbim despre un brand înregistrat la OSIM, un brand înregistrat așa cum este brandul tău, Anca, da? Unde sunt unice pe piață, nimeni nu le poate lua câte bani. Oricine, numai dacă ar fi să plătească la OSIM. Deci banii da, trebuie să fie primul. Deci banii care s-au plătit la OSIM îs bani grei care nu i-ar plăti oricine ca să... Pe național, intercomunitar și internațional. Pe urmă, etichete, pe urmă, ololololo. În fine, fiecare model e cumpărat, mai ales peruța de dinți care e în lucru. Well. Așa, super frumoasă și talentată fetița fratelui tău. Că eu vezi că eu cu un mesaj în spate. Ce religie îi fratele Anca? Au spus, peticostal. Bravo, peticostal, pastor. Pastor. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răspătească în sus și pentru tot ceea ce faceți. Norocul începătorului te-a bătut la joc, fratele tău. Și cum am văzut eu că te-am bătut aici? Pe roșu și cu albastru? Da, m-ai bătut, bineînțeles.
Ați zis că nu vă folosesc diplome, dar e bine să le ai. Felicitări pentru educația dumneavoastră. Da, mie nu folosesc pe niciuna, să știi. Dar uite că eu fac haine. Eu am terminat liceul, bineînțeles, că nu puteam da bacul dacă nu aveam liceul, deci să ne înțelegem. Că mulți spun, ai 9 clase. Nu, că nu, ok, continuăm. Și am terminat croitoria. Au trecut ani de zile. Și nu am spus la nimeni niciodată că am încă terminat proiectoria. N-ai 9 clase, nici n-am răspuns nici pentru asta. Și astăzi văd că Dumnezeu n-a dat greș. Da, sunt croitoreasă, tot ce am, îi Tony Richardson, haine, manechine, îmbrăcăminte, absolut tot. De zi de zi îmbrac oamenii, cămași, cămăși, bărbați, extraordinar. Da, și cămașa care o are fratele meu este Tony Richardson. O cămașă superbă. Numai că eticheta trebuie căutată prin spate. Da, deci ziceți foarte bine așa, bună seara, bună, dă drumul la meci, dă drumul la joc. Și tu ai avut deviații, doamnă, prin PECO și nu ți-a făcut mama valiza. Doamna Dana Roma, niciodată. Eu, asta Bine, zicea asta. Vadim, care a murit pentru că Da. Dumnezeu i-a scurtat zilele. Pentru că eu nu l-am iertat niciodată. N-are rost să vorbim că aici nu-i vorba de ură. Nu poți să jignești un copil căruia nu poți să-i pui o dovadă. Pentru că tu nu știi credința acelui om. Când eu l-am rugat pe Dumnezeu să-mi facă dreptate, am zis să mă uit la locul lui și să nu-l văd. Și bineînțeles că l-a luat. Pentru că trebuia să mă ia pe mine. Și Dumnezeu a ales. Și uită mai aici. Pentru că clevetitorilor Dumnezeu le va asculta zilele. Pentru că a murit cu 105 dosare de calomnie și insultă. Și a fost un om cum nu trebuie să se mai nască. Nu contest inteligența lui, dar nu poți să jignești și să nu pui nicio dovadă. Pentru că Da. omul a fost în genunchi. Și zice, eu îl voi asculta, zice Dumnezeul tău. Nu, nu, Dar, nu. Adică Anca, s-a dus prin PECO. În ce calitate tu îmi zici asta? Numai că da. nu ești nimeni. Dar eu tu mi-ai putea da banii? Ha, să lucrezi toată viața pentru mine, tu și tot neamul tău. Tu știi ce înseamnă calomnia asta, că nu poți demonstra. Tu nu vrei să știi. Păi, Eu nu cred Vadim, niciodată tu să nu, spun ceva Vadim, dacă tu n-am o nu. dovadă. Eu niciodată nu întreb dacă eu n-am răspunsul. Da. Învață să lucrez pentru tine. Foarte important. Dar Și bine. nu, persoanele astea sunt niște persoane frustrate de viață, care dacă nu pot să ajute, adică să intre într-o conversație ca oamenii, da? Cum scrie mie aici, o ador pe Anca, da? Este o doamnă din Alexandra Violeta, din Spania, văd că are aici. Și dacă nu poți să pui un cuvânt de apreciere, păi vezi-ți de treabă. Vezi, atât de simplu să-ți vezi de Pentru că treabă, oricum te rămâne în uiți. dreptul tău. Așa, dar răutatea din interior E întotdeauna agresivă și trebuie să urâtă. iasă în evidență. Și atunci ce faci? Pui ceva ca să iasă bine. Și încă o treabă. Și dacă ar fi adevărat, un om adevărat ar astupa, dar minte dacă nu e adevărat. Pentru Gândește-te că. ce ai zis tu, omul. Da. Zice, fratele dumneavoastră este un om înțelept. Amândoi semănați și el știe Biblia încă ca și tine, dar parcă tu mai bine. Doamnă, eu să știi că răspund. Deci nu există că e bine, că toți avem dreptul să citim o carte, mai ales Biblia. Tot timpul v-am spus, citiți psalmii, de la 100 la 100 la 151 psalmi unde Dumnezeu dă înțelepciune. Dumnezeu zice, doar dacă ceri, eu îți dau. Ce frumos! Zice, cunosc băieții unde lucrezi și se iubești și sunt băieți minunați, toți gheii împușcați. Anca, cunosc familiile aici în Spania, amândoi copiii au inclinații de gay. Da, sunt mulți băieți în energia feminină, acolo este problema, să fie fericiți contează. Doamnă, eu am o problemă cu asta. Eu nu știu dacă că o să zic că mulți spuneți, viitoare președinte sau așa mai departe. Țara noastră este o țară distrusă și din interior și din exterior și din ciorba asta, în ciorba asta intrăm toți. Cu mic și cu mare. Tu că ai văzut, eu că înțeleg și tu că nu faci nimic. Și toți suntem vinovați. Ca să știi. Și punct. N-are rost. Îmbrățișăm, îmbrățișăm ca să nu ne cadă păcatul și aici. Că acum un gay în plus, mă la dracu, că așa și lui. Dar lăsați-o încet. Pentru că, da, copilul ăla are probleme și nu poți să te ceți cu toată lumea, pentru că lumea asta totuși Dumnezeu a lăsat, nu ca Sadoma și cu Moise și de sunt după atunci, dar să știți că se cam repetă. Și da, dacă cineva m-ar întreba încă vrei ca lumea să fie spulberată, da.
Da, dar cu mine prima dată, dacă sunt în perimetru în care văd cum se extinde păcatul, nimeni nu face nimic. Tu știi că pe noi guvernul ne vrea proști, mulți și grămadă, pentru că ei își fac treaba. Atât tot. Voi știți că Dumnezeu, dacă vrea, dă un om pentru popor și un popor pentru un om. Voi știți că se pot face lucruri mari. Voi știți că noi niciodată n-am ieșit din 89 până astăzi pentru un drept. Voi știți că noi nu suntem capabili. Voi știți că noi râdem de celălalt și judecăm și persecutăm. Voi știți că noi nu avem identitate. Păi trebuie să știți că este adevărul. Și pentru că nu avem identitate, voi știți că dacă lucrurile ar fi mai concrete, de 15 ani, tineretul țipă după ajutor. Nimeni nu-i aude. Pentru că sunt fiii comuniștilor. Și încă 20 de generații de acum, nici tu și nici neamul tău nu prinde. Pentru că celelalte țări și-au revenit pentru că nu le-a dat voie comuniștilor și securiștilor în funcții. De aia și-au revenit. Au zis, cine-i George? Păi zice, îi fiu cu aia, nu știu ce. Nu au voie în administrație. De aia s-au refăcut țările. Șase sunt Uniunea din Uniunea Europeană. Remus, tu ai trăit în Anglia și ești că ai acte în Anglia și ești englezoi. Cum se zice? Spune ce înseamnă monarhia. Anca, monarhia, da, are un nivel superior în care, dar vreau să spun că românii, în cea mai mare parte, nu că nu înțeleg aspectul de monarhie. Românii, pentru că Nu, atunci am avut identitate. au fost spălați de Iliescu și atunci, în perioada respectivă, când s-a întors regele, Și atunci Băsescu tot cu foarte mult. a fost cea mai mare spălare pe creier. Ca să elimine în mintea persoanelor Elitele, de gândurile. vârsta noastră, în vârsta, da, să elimine tot ce înseamnă monarhie. Și Și au atunci cine? reușit. Da, au reușit foarte bine. Păi, du-te în Anglia. Păi, eu în Anglia am companie, am un LTD-ul, eu lucrez acolo în transport. Păi, Anglia, cum să spun, m-a adoptat. Dacă pot să spun, zic așa, îs născut de mama mea, îs crescut până la 20 de ani, după aia adoptat de Spania și după aia sunt împlinit din toate punctele de vedere de Anglia. Despre ce vorbim? Anglia, așa după cum știți, majoritatea are putere financiară. De ce? Pentru că Anglia, în afara faptului că îi o țară condusă de un rege, ei au grijă de bătrânii lor. Am avut o ofertă Copiii cu fără părinți. Nu se întâmplă un sfârșit de an ca să nu ia cineva. Copiii fără acoperiș. Dar nu numai atât. Cine o construit? Uite, cât s-a investit? Cât s-a investit ca bătrânii noștri? Bă, ăia comuniști așa cum au fost. Ăia, deci dumnealor să le spunem, au construit țara asta de la A la Z, da? Au construit-o, Anca, nu poți să spui. Dar cum nu? Drumuri, Nu. și astăzi noi umblăm pe drumurile făcute de ei. Cât s-a implicat guvernul și toate lucrurile ca să le dea o bătrânețe fericită. Anglia n-a procedat la fel. Anglia le-a dat o bătrânețe fericită. Te duci într-un azil în Anglia, îi boierie, boierie, transport, excursii, etc., etc. Știu că eu am fost la un interviu să lucrez ca și asistent medical generalist într-un azil de bătrâni. Păi am zis ok, nu știam cum să ajung la salariu. Ok. Și cât îi sară? Păi, ca și asistent medical generalist, dumneavoastră aveți undeva la 4.000 și ceva. 4.000 și ceva de lire sterline. Despre ce vorbim? Atunci, tu cu 4.000 de lire sterline, odată îți dai interesul. Și am zis, care sunt facilitățile bătrânilor? Păi, cei care se pot deplasa vor merge au tot la 2 săptămâni. Deci, s-a îngrijit de bătrâni. Unu. S-a De îngrijit văduvă. de toți copiii care, prin absurd, mamele s-au divorțat. Știi că foarte mulți au profitat de chestia, că stau împreună și ia de la stat ajutor. Regina care a trăit, Dumnezeu să o ierte, că așa e vorba Dar la cea mai românească, lungă vivă, da. da? Nu a existat o femeie să nu fie ajutată pentru că era ordin regal. Femeile ce au copii trebuie să fie ajutate. Și așa erau fel de fel de ajutoare. Ce a făcut guvernul, ce a făcut englezii? Și-au respectat văduva, orfanul și-a respectat bătrânii. Pentru Ei, așa asta se întâmplă sub și monarhie. sub monarhie, sigur, și Dumnezeu binecuvintează orice țară în care Dacă tu bătrânii vezi îs sens, adică de respectați. jos în sus. Da.
Bătrânii au un rol foarte important în societate. Ei trebuie respectați. Ei nu mai pot lucra. Niciodată nu o să mai vezi un bătrân la 80 de ani cu lopata în mână. Nu. Dar el, bătrânul respectiv, bătrâna respectivă, trebuie respectată. A clădit țara asta. Mă uit oriunde și îmi dau seama. Deci, Anca, bătrânii trebuie respectați. Da? Au Da, dar lucrat în nu fabrici, pot fi uzine. situația asta Da. cu un guvern de acest gen. Da, dar Biblia zice că orice guvern și orice Îi conducător rânduie sunt Dumnezeu. supremi lui pentru că sunt ca și oamenii. Da, Cei... guvernele sunt rânduite de Dumnezeu. Așa se explică faptul că pe câte unul îl ajută Dumnezeu să iasă în străinătate, să-și mai facă, Da. să iasă de sub anumite, dar trebuie să ne rugăm pentru guvern, trebuie să ne rugăm pentru conducere, primării și așa mai departe. Noi aici, unde locuiesc eu în Unirea, pe mine nu mă interesează culoarea politică. Dar noi avem un primar aici în localitate de nota 10. Nu știu cum e Rebrișoara, Anca. Nu știu de primarul din Rebrișoara. Dar primarul de aici, care este sub brandul de la putere, este de nota 10. Nota 10. Și încă ceva. Pe mine nu m-a ajutat cu absolut nimic. Dar văd drumuri, poduri, grădinițe, azil de bătrâni. Noi în localitate avem azil de bătrâni. Asta înseamnă să fii un om, să nu... Ok, sunt din partidul X, partidul Y. Nu, nu, nu. Caracterul omului face să... Adică mie tot îmi scrie aici, tot câte unul, câte altul. Înțelegi? Și cel din Ocna Mureș. Noi aici avem băile sărate Ocna Mureș. Avem primarul din Ocna Mureș. Păi omule, deci te duci pe stradă și n-are rost să mai întrebi pe nimeni. Calitate, străzi, cu tare, cu tare, cu tare. Și te uiți în guvern, jale. Înțelegi ce vreau să spun? Da, așa e. E jale. Pentru că, cum am spus și atunci, și spun și acum, pentru că eu le spun cu guvernul cu mâini. Și ei, la rândul lor, trebuie să citească în Romani, în 13, 1 cu 4, pentru că acolo zice, supuneți-vă guvernului. Așa vă zice acolo, căci Dumnezeu zice, l-a așezat acolo. Da, Citiți acolo în scrie Roman 31 cu 4, acolo, voi supuneți-vă, trebuie să citiți în Biblie. acolo zice supuneți-vă dregătoriilor, da, Da. este ok. Da. Și trebuie să te Zice, supui. da, acolo zice, zice, nu există niciun guvern în toată lumea asta care să nu fi fost, da, Rânduit de pus Dumnezeu. la putere de Dumnezeu. Da, toate sunt puse de Citiți. Dumnezeu. Și dacă o localitate îi serioasă Da. înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă primar. Și așa mai departe. Nu știu ce primar în Rebrișoara, habar n-am, nu mai știu, dar să știi că noi am beneficiat în ultimii 8 ani de zile, 7 ani de zile sau în fine, al doilea mandat, noi am beneficiat de un primar jos pălăria. Eu în momentul de față vă demonstrez că îl sun, dar e muscare, cum te pot ajuta cu ceva? Asta înseamnă să fii în slujba poporului. Asta Da. înseamnă să fii. Celălalt din Ocna Mureș, cu care n-am avut nici măcar o discuție, dar văd, aud, îi un om deosebit. Nu, și când te duci la guvern, stă unul acolo care nu face nimic și Da, țara dar asta. oamenii nu știu drepturile, că dacă oamenii ar citi în Tit 3 cu 1, ar zice, acolo scrie, zice, adu-le aminte, atâta de corect, zice acolo, fraților, zice, să se supună guvernului și funcționarilor săi, zice, fiind întotdeauna, da, ascultător și gata de muncă cinstită, citiți în Tit 3 cu 1. Acolo zice, dacă oamenii și-ar citi, ar citi drepturile lor, adică, cum zice Biblia, pentru că oricine, zice, care îi în guvern și nu ascultă porunca care îi, vor fi pedepsiți. Deci, oricum, vine o vreme când ei, da, vor cădea. Dar, într-adevăr, până vor cădea, vor distruge multe și foarte multe destine. Și drepturi, și copii, și schingiuiți. Pentru că zice, păi uite ce fac guvernanță. Păi dacă ea fură, furăm și noi. Pentru că nu avem familie sănătoasă și nu putem avea nicio societate sănătoasă. Punct. Pentru că nu sunt modele acolo, în niciun fel. Unde să, dacă acolo ar fi corectitudine, cinste, înălțare și creștinism, să știi că noi, la rândul nostru, am fi onorați. Dar acolo, băi, fură de 3, de 36, de 32 de ani și nimeni nu face pușcărie. Bun, și cum poți tu să explici oamenilor că Da. primul lucru trebuie luptat pentru familia tradițională. 1. 2.
cum poți să le explici oamenii că sub o monarhie lucrurile ar merge altfel? Pentru că noi, toată planeta, suntem sub o monarhie, numai cât că nu ne dăm seama. Pentru că noi îl avem pe Dumnezeu, oamenii ca regele. Oamenii trebuie să se construiască cu cei care nu au avut rădăcini și cu metrii în politică. Ăla nu are nici măcar o intenție să facă rău decât să ajute. Ne interesează tot trecutul. Pentru că eu am avut 7 ani când nenorociți au făcut România ce au făcut. România nu poate fi construită decât cu tineri minunați care vor să vină în față, care sunt leadership și vor să se explice. Și ca mine sunt. Nu pot să mai stai în turmă. Că și Biblia zice, nu te conforma cu lumea. Ieși de acolo. Fă, ieși. Da. Deci, pentru că lumea îi cum îi. Este lumea adevărat. Cornelia, și părinții sunt penticostali, nu Cornelia. Părinții mei sunt ortodoxi, la fel ca și Anca. Sunt singurul din familie care sunt pe ramura aceasta a penticostalismului, pe ramura creștinismului, în forma aceasta ca și pocăit sau cum. Remus, îl întreb. Te întreabă Claudia dacă ai fumat vreodată. Niciodată. Niciodată n-am fumat. Când eram sau pe clasa, alcool, niciodată. Când eram pe clasa 8, aveam colegi care veneau cu carpați, dacă mai ține minte, care da, carpați și chent lung. Și carpații și bucegii și colegii la școală, hai Remus, trage un fum, ca și copii. Dacă aș zice că nu am făcut așa ceva, m-ar bate Dumnezeu. Și atunci am luat țigara, am tras un fum, am început și am lăcrimat, plângeam din senin, am tușit o jumătate de oră și am zis, cum poți să tragi tu? Vorbim despre copii pe clasa 8-a. Eu n-am putut să trag. Și de atunci, nu știu, mi s-a făcut așa o aversiune. Nu mai puteam să suport fumul de țigară nici dacă era cineva lângă mine ca să fumeze. Și n-am adoptat țigara. Biat n-am fost niciodată în viața mea. Eu nu știu cum este să fii biat. Și nu eram nici pocăit. Deci nu, pentru că la mine în familie eu n-am văzut lucrurile astea. Nici Coca-Cola nu bem. Noi nu știm ce e Coca-Cola. Deci taică-mi a avut o perioadă în viață în care a fumat, dar nu știu, perioada aia parcă pe mine, nu știu, o am câteva luni, da, nu o țin minte și eu. O am uitată, dar a avut dar el fuma afară, avea un pic de respect, fuma prin cucuruz pe acolo, fuma prin fundul grădinii, el vinea de la dar servici. Nu era cu alcoolul? Da. Coca-Cola? Păi eu am 44 de ani și eu pe ticul nu l-am văzut beat în viața mea. Deci eu nu știu cum arată să fie beat. Deci vorbeau sau Coca-Cola în familia Cârcu, noi nici nu știm gustul Coca-Cola. Acum Coca-Cola te macină în timp, Anca. Nu poți să bei. Da, dar noi am trăit Coca-Cola. Nu, nici o sticlă. Și nu uit că nu ne-am fi permis niciodată numai apă. Și aceeași femeie sunt până azi. Da. Da, zice, dacă mă duc acolo la biroul lui, îl găsesc pe el, zice doamna Maria. Da, doamnă, el, dacă nu el, îi ia cineva, dar dacă el... Dacă nu sunt eu, este soția mea și îi rezolvăm problema, indiferent dacă are de stat de vorbă cu mine în vederea unei consilieri și așa mai departe, avem și soluții de genul acela, că nu-i prima care vine și putem să mergem și în direcția respectivă. Acum, consilierile eu le fac cu înțelepciune, cu pricepere, depinde de persoană, de față cu soția mea, pentru că am înțeles că trebuie să fii om cu înțelepciune și așa se discută, nu în particular, nu ai să mă găsești pe mine cu una aici că facem consilier și vorbe de nu știu ce, deși biroul are un geam foarte mare care din curte oricine vede în birou, cum e deschis și acum. Dar eu nu procedez așa. Eu o aduc pe soția mea și discut cu persoana respectivă frumos ca să elimin orice tip de suspiciune și să pot și rezolva problema. La ce preț sunt cămășile de bărbați? Întreabă Marcela. 250-300, cel mai mare, adică cea mai scumpă. Între 4, adică ar veni 45-55 de euro, așa, în euro, că eu în euro le gândesc. Așa, continuă, mai un frate foarte deștept, inteligent și educat, felicitări lui, corect. Eu știți că aici sunteți minunați, vă ador. Am dat urmărire, am dat la fratele tău urmărire. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc. Da, nu prea știu, dar mereu, doamnă, vă urmăresc. Vă rog, vă pup cu drag, de mult timp nu v-am văzut. Remus, multe salutări. Îmi zice doamna Cosmina Corabian.
Și eu gândesc la fel, apreciez, aș fi încântată dacă fratele tău mi-ar da și mie urmărire, doamna Cornelia, 629. Am rămas șocată, se faza cu Vadim. Nici cei care lucrează la TikTok nu au voie să aibă cont. Ești foarte deșteaptă, doamna Cuța, și fratele dumneavoastră la fel. Sunteți frați? Da, amin, și așa vorbiți frumos. Regii noștri și spaniolii germani au furat România și încă mai fură. Ce bătrânețe, băi, pensie de 170 de euro pe săptămână. N-a înțeles. Omul ăla n-a înțeles nimic. George Zampil. Păi, după cum scrie, nu a înțeles. Noi am spus că trebuie respectați bătrânii. El zice ce pensie, bă? Adică. O pensie care să dea 270 de euro pe săptămână. Nu știu ce zice. Nu. Așa, de aia jumătate, continuă George, zice, de aia jumate de țară în Anglia nu lucrează, stă acasă pe 400 de euro pe lună. A, ăla-s putori. Dar ce-o crezut George sau cum îl cheamă? Că numai în România sunt putori. Păi o putoare, un om care Mulți nu stau și lucrează. distrug vieți de aici acolo. Știi ce mi-a Ce spus cineva? faci în România, faci și acolo și Exact. lăsați-mă. Știi ce mi-a spus mie cineva? Remus, normal că tu ai, pentru că ai mers. Da, dar eu m-am dus, e la ora 4, a fost zile în care zi de zi la ora 4 eram în picioare. A fost zi de zi la ora 5, la ora 6, în picioare. Dimineața, zice, nu de Și mi-a ziua. spus unul din România, zice, eu, dacă mi-ar rezolva cineva să mă duc în America, da? Trei persoane am de genul ăsta, care mi-au spus în aceeași formă. Dacă mi-ar rezolva cineva să mă duc în America, ți-aș arăta eu. Și ce am spus? Nu mi-arăți nimic. Ce ești aici, Uite cum trăiești vei fi și în America. în America, corect. Exact. Lăsați-ne cu despre. Așa că putorii sunt și în Anglia, care stau acasă pe salariu și pe fel de fel de benefituri și așa mai departe. Și oamenii adevărați se duc la muncă. Muncesc în agricultură, în alte. Și Dumnezeu îi deschide alte porți și merge mai departe și mai Bineînțeles. departe. Cum s-a Bineînțeles, întâmplat? Dumnezeu nu omul. Că Cum s-a Dumnezeu vede în întâmplat și cu tine. mine și cu alții? Eu nu m-am dus În în tine, Anglia să domnul stau pe Remus, 400. vă rog să candidați să faceți ceva pentru oameni. Da, el poate să facă lucruri mari acolo unde îi el și unde îi pus să fie, în Alba Iud. Deci, un guvern condus de oamenii lui Azazel, mai bine era Ceaușescu încă 100 de ani. Păi dacă era Ceaușescu încă 100 de ani, îți dai seama că anumiți oameni erau tot mai sus și pătura de jos se menținea la nivelul respectiv. Auzi, Dorel. Zice unul, și crezi că dacă nu ai fumat, ești sfânt? Auzi. Nici vorbă, nu am fumat și nu sunt sfânt. Viorel. Deci nu am Viorel. A fumat și greșit nu. omenesc. A stărui în păcat de la diavol vine. Tu una după alta, așa nu s-a ajuns 20. Fumatul dăunează. Nu trebuie să o spun eu, Nu dar viața ta, așa, celor din jur. da, dar păcatul poți să-l faci atât de simplu cu ochii, poți să-l faci care e mai mare decât. Hai să punem o întrebare simplă. Nu, eu Care e nu mai beau mare Coca-Cola. păcat? Care este mai mare păcat? Să fumezi sau să bârfești? Mai mare păcat îi să bârfești. Păi gândiți-vă că dacă ar intra unul în biserică și să aibă o țigară aprinsă, ar sări toți ca arși. Deci Dar știe că nu se când poate. intră, 20 de femei toate pline de bârfă, nu știe nimeni, nu sare nimeni în sus. Mă înțelegeți? Deci dacă ar fi să luăm, numai un pic ai bârfit și ai făcut un păcat mai mare, nu poți să spui, n-am fumat, îs sfânt. Nu există așa ceva, că ai alte lucruri care. Noi ne sfințim în fiecare zi și să nu apună soarele ca noi să nu fim sfințiți, adică nici peste mânia noastră, nici peste comportamentul care le-am avut de-a lungul zilei. Cum știi tu că ești iertat de Dumnezeu? Simplu, când ai pus capul pe locul unde vrei să dormi, perinuța care o ai sub cap, ai pus capul pe ea, ai adormit în câteva, nu știu, 2 minute, 5 minute, ai adormit și te-ai Pentru că dus. pacea interioară e totul. Dar dacă nu poți să dormi și te Nu pot. macină, da? Dacă nu poți să dormi și te macină, îi bai. Atunci e problema. O Pentru că narici. stai, da. Zice și eu am dat urmărire fratelui tău, un om frumos și inteligent, ajutor social, cred, corect, Remus, respect. Și așa, câți frați mai sunteți? Cealaltă e așa de frumoasă ca tine? Mai am o soră care tot tatăl meu zicea că se va căsători și va fi preoteasă. Și chiar e preoteasă. În Alba, în Baia Mare. Ia. Da, dacă Ramona. îmi dai voie să fac eu o Da, paranteză aici. o fată care a fost vecină până la 30 de ani. Deci o altă. Eram
Merita să fie. eram în Năsăud și m-a luat sora noastră Ramona, zice, hai să mergem la o ghicitoare, cea mai tare din Năsăud, era una acolo, zice, îți plătesc eu, ea fiind mai mare ca mine, avea bani, zice, îți plătesc eu, hai să ne citească, să ne spună și așa. Mergem cu Ramona la o ghicitoare, intrăm Nu, acolo pe asta, stradă. acum ce zici, numai acum știu, nu te-am auzit, dar te aud. Ascultă Nu aici, știa. că îți spun eu. Și intrăm acolo, mergem la o ghicitoare. Acum eu nu fiind nici pocăit, nici cu nea, ne-am la ghicitoare. Abia așteptam Copii, normal. să-mi spună de Germania, cum plec, cum fac, cum mă îmbogățesc, așa mai departe. Intrăm, ajungem acolo, intră Ramona. Femeia respectivă avea zăbrele, nu zăbrele, din aia pentru muște la geam și avea ușa deschisă. Eu m-am pus jos pe prima treaptă și ascultam. Și deschide cărțile cu tare, cu tare și spune: te vei căsători la o vârstă cu un preot și dragostea va fi mare și nu știu ce. Dar zice Ramona, dar când mă căsătoresc? Să vede aici un timp lung și te vei căsători cu el și te va iubi, te va respecta și așa mai departe. Nimeni spune nu știu ce, din alea, intru eu. Ajung acolo, mă pun în față la femeie, face cărțile odată, le pune pe masă, zice, tu ești sigur că ești frate cu Ramona? Zic, da, cum să nu? Ia înapoi cărțile, le mai face încă o dată. Dar zice, aveți aceiași părinți? Zic, da, avem aceiași părinți, Doamne, păi dar cum? Mai face a treia oară cărțile. Le pune pe masă, eu nu, din să știu eu cum e cu cărțile și cu de-alea. Le pune pe masă, zice, mă copile, acum dacă ai venit și sora ta o plătit, eu vreau să-ți spun adevărul. Aici, în cărțile astea, nu ești. Simplu. Zice, vino te rog mâine, după ora 3, că poate eu sunt obosită și nu știu ce. A, eu n-am putut dormi toată noaptea. Ce vorbești? Asta se căsătorește cu un preot? Eu nu sunt în cărțile alea. Bă, toată noaptea n-am putut dormi. N-am A știut doua de asta. zi, a doua zi direct la ea, la ora 2 am fost în fața porții. Nu la 3, la 2. În fața porții. Mă bagă înăuntru. Ai venit. Nu, hai să vedem. Am intrat înăuntru, face cărțile. Odată. Am văzut că a început să schimbe fața a doua oră. Zice, auzi, nu mai are rost să mai. Zice, tu nu ești în cărțile astea și nu pot să-ți spun numai dacă te-aș minți ceva. Și nu vreau să te mințesc. Dacă vrei, hai săptămâna viitoare la mine. Am plecat posomorât, supărat, că ce se întâmplă. Și a rămas supărarea de-a lungul vremurilor. Dar, după ce am înțeles eu lucrurile, mi-am dat eu seama de ce nu eram eu în cărțile ei, pentru că eu eram trecut într-o altă carte și așa mai departe. Doar vreau să spun cum Ramona și-a găsit explicația perfectă a lucrurilor pe care le căuta și uite, s-a căsătorit cu un preot și o duce bine Da. și perfect. Să fie sincer, fratele tău, soția lui frumoasă ca și tine. Cine, Simona? Păi soția, spui Simona, îl cheamă O Simona. strigăm? E dincolo. Între mine de la birou și casa unde locuim sunt undeva 60 de metri de clădire. Întreabă dacă mai e frumoasă ca mine, nu știu la ce îți referă. Poate că la discuții sau... Pentru mine, soția mea e cea mai frumoasă. Când ne Din apucăm lume. la etalonat, da, Da, atunci se nu-i schimbă blond, lucrurile. dar tot ca mine, Dar da. pentru mine, soția mea e cea mai frumoasă și va rămâne cea mai frumoasă, indiferent cum arată pentru alții. Așa, continuăm. Zice, corect, bun, respect, Anca și fratele tău, chiar nu știu cine e, dar i-am dat urmărire. Da, e fratele meu. Anca, și tu ești penticostală, nu? Trebuie să fii penticostală în fiecare zi, sigur, prin fapte, pentru că nu poți să ajungi la credință dacă n-ai fapte. Uitați, prima dată e fapte, pe urmă credință. Nu se poate, că nu poți să ai credință dacă n-ai fapte. Așa, că mulți spun sănătate. Nu, că mulți au sănătate, dar nu au credință. Și pentru că au multă sănătate, nu știu ce să facă cu ea. Dacă ar avea credință, ar ști ce să facă cu sănătatea. Bun. Ce bine ar fi dacă ați merge și voi la muncă. Zice Costi, auzi Costi, tu nu existi. M-ai înțeles? Nu. Deci eu spun că tu, Costi, nu ai poză. Nu ai dat un trandafir la nimeni. Aici exiști pentru că e TikTok. Așa, pe TikTok aici exiști. Am înțeles că eu nu reprezint nimic, nici fratele meu și nu ai început cu un trandafir. Deci, Vezi cum se Costi, treabă. numai cel ce dă altuia poate da și lui. Atât tot. Asta nu What? poate să, asta nu poate să înțeleagă. Asta face parte Cel ce dintr-o. își dă lui, poate da și la altora. Atât. E simplu. La mulți le-am explicat. Vrei să te deblochezi financiar? Da.
Gândește-te la o persoană pe care Dumnezeu ți-o pune pe inimă și du-te, fă-i un cadou financiar din puținul de bani pe care îl ai. Du-te, du-te și fă-i un cadou și vei vedea cum te deblochezi. Dar cum? Păi eu n-am și să mă duc să dau. Exact, asta este Hai, secretul. ăla e mesajul, atunci trebuie să dai mai mult. Da, îmi spune, zice Cornelia, Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și întreaga familie, Dumnezeu să-ți ascurte rugăciunile, frate Remus. Deci înțeleg că această doamnă este o soră de-a noastră. Mulți ani binecuvântați, zice, dacă că aveam aici unul, dacă îl mai găsesc. Da, mă bucur că vorbiți din cartea vieții, zice Alexandru. Da, are și el corect mesaje. V-am dat urmărire, îmi spune o Petronela Rus. Petronela, mulțumesc. Acum, multe subiecte ar fi, nu că Da, eu sau Anca încheiem am fi. imediat. O ultimă întrebare, întreabă pe fratele tău despre succes. Vreau ca să am succes, să fiu bine. Eu v-am Păi, spus de atâtea ori. succesul este în tine. Normal. Când tu știi că tot ce ai nevoie e în tine, nu mai te limitezi cum deja ești limitată cu ceilalți. Tu nu te preocupa cine rămâne în spate, pentru că e indicat să rămână în Anca spate. și toți ce ne ascultă, să țină minte un lucru. Dacă cineva va face pușcărie din cauza ta, va ieși din pușcărie și te va ierta. Dacă ai bătut pe cineva, nu știu, 10-15 ani, te va ierta. Dacă ai făcut orice lucru față de altcineva, te va ierta. Dar succesul nu ți-l va ierta nimeni niciodată. Niciodată. Și eu tot timpul spun, Niciodată. De tot aia. timpul eu spun, de multe ori nu vă pot spune ce cred cu adevărat, pentru că unii sunt prea limitați. Dar de multe ori o să las succesul să răsune. Dar mă trezesc dimineața, sunt obosită, am zeci de lucruri, pentru că eu nu vreau să fiu limitată. Noi avem o capacitate deosebită și asta o te naști cu ea. Când tu te cunoști pe tine, ești exact ca și o carte, care tot timpul ești cea mai mare bucurie. E atunci când le spui și altora despre, bine că nu toți ascultă vorba și Dan le spun ce să faci, tu faci cum vrei tu. Dar succesul e în tine. Nu e nimeni, nici în tatăl tău, nici în mama ta. Bineînțeles că acolo mergi cu mulțumiri, pentru că vine păcatul meu, nerecunoștința. Le mulțumesc, dar tu ai mersul tău. Da. Că mulți dau vina pe părinți că nu le-au făcut. Fă-ți tu, mă! Nu Tu! există. Și vezi că mulți au venit și la mine și mi-au spus, zice, dacă ar fi fost părinții mei cum au fost ai tăi, și zic ai mei cum au fost. Mi-au dat Care viață. taică-mi-o de mică, știi ce-mi zicea? Tu nu poți. Nu ești bună de nimic. Nu ești bună de nimic. Dar Da! eu Eu cu i-am iertat. mentalitate. Auzi, stai să spun. Tu nu poți, tu nu știi. Am 11 la 40 de ani în menopauză. Tu nu poți, nu știi, ghilimele. Și stau așa și mă gândesc. Aici s-au ridicat construcții, columni imperiali ca în Egipt. Și să uită la succes și mut. Și mai vine fără să vreie, cât un cuvânt zice, tu nu poți. Dar nu zice tot. Pentru că știi, el, eu cred că și lui se spunea. Și atunci Da, sigur, fii atent, sigur. când vine cineva, el nu mă mai întreabă cine vine. Când eu încep un proiect, el nu are voie să întrebe, pentru că eu i-am spus atâta. Ticu, vine cineva la muncă, 12-16 inși, da? Care sunt plătiți pe contrată Dumnezeu și așa. Orice lipsăște, vreau să fiu întrebată. Că aici se vor ridica lucruri mari. Și el se uită, se uită, se uită și așa, apoi aia nu se poate, nu se poate. Și am zis, Ticu, se poate că am văzut-o. Și zic, Du-te stai liniștit, tu numai uite-te la de succesul aici. meu. Deci tatăl meu are întrebări, dacă un dușman sau un prieten care nu-l vezi niciodată, tatăl meu are întrebări referitor la mine și la Da. fratele meu. Chestia e că părinții trebuie respectați, iubiți și înțeleși. Atât au putut ei face. Știți cum zice ăla de la restaurantul ardelenească, la din Cluj, la Albania. Atâta s-a putut. Păi dacă atâta s-a putut, el atât a putut să facă, cu 6.000, cu 12.000, cu 15.000 de euro, atâta s-a Atât s-a putut. putut. Părinții Corect. noștri
atât au făcut. Să știi că nimeni, ajungi la 60 de ani, la 60 de ani vreau să spun că nu mai poți da vina pe nimeni. Și te uiți în spate și îți dai seama că ai fost tu de vină în tot. Niciodată nu primăria... se poate intra în familie, decât dacă tu știi ce înseamnă succesul și prin succes te clădești. Nu te poți clădi prin jigniri, tot timpul să dai vina. Eu nu pot să ascult o victimă. M-a bătut de 4-5 ori și așa mai am înțeles, dar nu vezi că viela te găsește la momentul ăla. Băi, mi-a dat în cap, da? Pe deodată în cap, nu ți-ai schimbat locul, nu sunteți copac. Schimbați-vă credința când Dumnezeu nu mai vrea. Ce faceți voi cu întunericul? Degeaba vrei tu dacă nu mai vrea Dumnezeu. Sunt oameni și sunt mame singure. Ce să faci cu unul care vrea să te piardă? Am un bărbat care... Și ce faci cu el? Pentru că îl pun în fața lui Dumnezeu. Pune-te tu, mă, în fața lui Dumnezeu, că tu ai probleme mai mari decât el. Ăla nu te schimbă pentru că nu vede în tine schimbare. Poate toți vreți să schimbați pe ălalt. Schimbați-vă pe voi. Pentru că tu dacă schimbi, și ălalt se vor schimba. Ce zice? Opa! Nu se mai poate, are scut. Ceva au făcut. După Scriptură, nu poți să schimbi pe nimeni. Ține minte. N-ai cum. Nu. Singurul care schimbă este Dumnezeu. Dumnezeu acum, și El dacă vrea. Noi oamenii suntem niște maimuțe, adică cu instinctul cameleonic de a copia, de a lua culoarea. Dacă tu te duci pe stradă cu un cerșitor și îți faci de lucru cu el, da, mai devreme sau mai târziu, ori cerșitorul e ca tine, ori tu ești ca el. Clar. Pentru că este... Măcăjitul al doilea drag, trebuie să ajutați mergând. Acum cu săracul e aici altă poveste. Măcăjitul al doilea drag, am pățit-o, nu mai puteam. În primul rând săracul, după ce l-ai ajutat și ți-ai făcut și te-ai sacrificat... Pentru că știi și nu înțelegi. Primul... După care merge să-l persecute, știi cine e? Tu! Tu. Pentru că el în perioada când tu l-ai ajutat, ajutorul tău, da? Pentru el a fost ca un fel de jignire. Cum de... Pentru că el știa înainte să cunoscă că el merită ce ai tu. Da, și sunt sigur. Acum, știți cum e treaba? Cine ajută pe sărac, îl ajută pe Dumnezeu, clar. Cine împrumută pe sărac, dar acum, cu săracul, nu-ți faci cârdășac. Adică, l-ai ajutat, mie îmi place, de exemplu, să ajut într-o formă în care să mă duc să ajut, să plec, să nu știe. Să nu ai niciun tip de așteptare de la sărac. Anca, știi, de exemplu, că la noi aici, la unde sunt eu acum, colaborăm cu o firmă din Germania și ne trimite toate tipurile de cărucioare, toate tipurile. Da, de... da, pentru invalizi, pentru probleme cu oamenii care nu se mișcă, șchiop, bolnav, da, exact. Din Austria, din Austria, și ne trimite tot felul de cărucioare, lifturi care sunt pentru baie, folosesc la persoanele cu dizabilități și așa mai departe. Știi ce m-a întrebat pe mine neamțul, adică neamț, da, de german. Știi ce m-a întrebat? Este un unchi de-a lui Simona. Știi ce m-a întrebat? Mi-a spus, credeți că puteți să le dați gratis și să faceți o lucrare să vi se ponteze în cer? Da sau nu? Și Simona, soția mea, a zis, da. Și aici, în partea asta, altă am cărucioare. Știți cum pleacă? Gratis. Nu există să meargă pe bani. Ei, astăzi noi avem zeci, sute de cărucioare, au plecat mii de cărucioare de la mine și astăzi eu am așa ceva cu lifturi de baie și cu toate chestiile astea care sunt aici. Și vin oameni din toată țara și le dăm gratis. Nu există. La oricine dorește. Are probleme de locomotorie, are probleme cu părinții, are probleme... Deci e un sacrificiu. Mergi, dai la omul și alege. Deci e un sacrificiu. Așa. Și mi-a venit, zice, și... nu. Anca, nu contează că e bogat sau sărac. Deci la noi nu există. Că vine din prefectură, nu-i problemă, îi dăm. Cărucioarele sunt aproape noi, ștoc, da? Și vin din toată țara. Unii vin, te binecuvintează. Alții vin, zice, și trebuie să plătești ceva. Nu, sunt gratis, nu trebuie să plătești nimica. Să-ți faci treaba. Când ai terminat, ori îl aduci înapoi,
ori îl dai la altul care are nevoie de el și mă pui în contact cu persoana la care le-a dat. Ca să avem cât de cât o evidență, așa mi-a cerut din Germania. Nu există pe lună, nu există dat pe bani, nu există dat. Bun, dar cum poți tu să explici la unul care nu a făcut în viața lui niciun tip de afacere, nu poți, cum poți tu să-i dai? Că mi-a venit oameni la care nu m-am gândit și au zis, băi, tântălăule, astea le ducem la Cluj. Cu 20 de lei pe lună dăm închirie, așa se face afacerile. Păi zic, bun, și dăm închirie și... Păi zice, un pat din ăsta de spital îl dăm cu 100 închirie și faci bani în continuu, ce tu nu gândești. Cum poți tu să dai pe gratis? Și am zis, bun, și cum fac eu cu Dumnezeu, care i-am promis la om că eu nu le dau pe bani? Bă, vezi de treaba, rea spali verne, mă, nu știu ce. Păi ca să te binecuvinteze Dumnezeu, tu trebuie să-ți îndeplinești promisiunea... Caiov, crezi. Da, cu atale, nu cu ce zic prietenii. Da, cine nu are inimă pentru lucrarea asta, da, au venit din Bistrița oameni care au luat cărucioare de la mine, da? Și acum am afară, cred că undeva la 80 de cărucioare. Oricine pe care îl auziți. Prin această emisiune, prin această discuție să le spuneți, da. Da, deci dacă care o cunoașteți pe Anca și vrea, trebuie doar să veniți să îl ridicați. Este simplu. Bineînțeles, la ei, nu la mine. La mine trebuie să vină aici, da. Trebuie doar să vină să-l ridice, da? Îi o doamnă Claudia Elena Ancuța zice, dar da, eu m-am rugat cu cerul și pământul să mă ajute cineva să-i facă mormântul copilului meu și nu am luat, nu știu ce, doamna Claudia, unde e copilul tău, o să ajungi și tu, căci venim pe rând și plecăm pe sărite. Nu mai poți să faci nimic, pentru că copilul tău, doamnă, doarme. Tu nu știi dacă a dormit o lună sau un an, pentru că Iisus zice că dacă n-ar fi înviere, dacă n-ar fi moartea și învierea, n-ar fi nici noi când o vom învia. Deci e o promisiune, deci nu există, da? Și atunci, unde e copilul mort, o să ajungi și tu. Și atunci, atâta trebuie să faci. El doarme. Ce să-i faci sus? Flori, monumente? Lasă-le, că dacă nu s-a putut face atunci, fă-le pentru tine. Exact, exact. Pentru că un om mort... îi și va rămâne mort, nu poți să-l schimbi, nu poți să-i schimbi statutul cu ce a rămas. Depinde de vârsta pe care o duci. El doarme, tu pentru tine e mort, el doarme, pentru că normal din pământ venim și în pământ ne întoarcem. Deci ce problemă poți să ai tu la copilul meu? Eu am un frate care a murit, da? Și dacă astăzi aș avea, o, nu știu, un privilegiu, să zic eu, da? Una din Grebișoara, eu, din aici. Să am privilegiul să stau cu Iisus la masă, i-aș mulțumi pentru el, în primul rând. Și pe urmă, n-am ce să comentez, să mă întrebe ce vrea. Dar mulțumește-i pentru că fără maternitate nu există glorie, că ai cunoscut cuvântul de mamă mai lung sau mai puțin. A murit, acolo ajungi și tu, că-și venim pe rând și plecăm pe sărite. De ce te legi? De ce nu mai poți să schimbi? Nu mai poate schimba și plus de asta trebuie să treacă. Întărește-ți credința. Există o... Deci copilul, bun, asta e chestie de consiliere și așa, trebuie să rămână în minte, da, dar viața trebuie luată și mers pe înainte. Bineînțeles, la Iov s-a luat tot, toți copiii au murit într-un incendiu. Și ce s-a întâmplat? O binecuvântat pe Dumnezeu. Atât, pentru că a zis Domnul mi-a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie. Și tu ce faci? Mergi acolo, m-am rugat la cer și pământ, te-ai rugat degeaba, rogă-te pentru tine. Asta tot, uită! Mă, dar de ce nu te rogi, Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai calculat și pentru privilegiu în drept de a fi mamă? De ce nu te rogi? Pe ce să-ți mai dea? Ce să mai faci la metru ăla pătrat? Mihaela Ciubuc, da? Bună ziua, am nevoie pentru mama și mătușa mea de rugăciune. Vă rog să vă rugați pentru ea. Doamna Mihaela, bineînțeles că prima dată pornește de la dumneavoastră toate rugăciunile și toate lucrurile și apoi... Fii atent ce zice aici doamna Marcela. Te zice, l-ai amuțit pe tatăl tău, respectă părinții indiferent dacă au greșit. Te zice, la porunca 5, doamnă, eu nu judec. Dar am putut să depășesc asta și pentru că pot vorbi deschis, pentru că-s vindecată. Tu ai lacune de care nu poți vorbi. Ai pătăi la inimă, cu toate pozițiile, eu pot să vorbesc. De ce? Când ai vorbit, ai găsit persoane care rezonează. Doamnă, mie mi s-a spus de mică că nu pot.
Și a fost singura din familia Cârcu care am putut, pot și voi putea. Și când nu mai pot, respir și mai pot un pic. Și pot și cu ei. Și cu mentalitatea ei și cu 15 ca tatăl meu. Punct. Eu tot timpul când mă duc în Năsău sau în Bistrița sau în lumea asta mare, zic, tata, ai nevoie de ceva? Și el zice, da, vreau niște eugenii, vreau niște, nu știu cum. Pe tatăl leveniță, meu? Leveniță, leveniță. Leveniță. Tot ce vreau, tatăl meu, când eu nu sunt, are șofer la scară. Și nu i-a dat nimeni, nici fratele meu, nu i-a dat nici celălalt frate, nici celălalt camuri și nici celălalt că-i preoteasă. Eu, pentru că eu pot. Pentru că eu nu știu ce înseamnă să nu pot. Eu pot și cu refuzul lui. Și asta deci, nu ui că îi judec, doamnă. Dacă deci, probabil, doamna respectivă, probabil doamna respectivă nu a înțeles corect. Hai să nu... Da, sigur, trebuie periată, sigur că da. Poate da, nu a înțeles corect, doamna respectivă. Noi am trecut peste... Eu am trecut, pentru că eu vorbesc deschis. Eu sunt vindecată. Da, da. Tatăl meu mi-a spus, îmi dădea un lucru care era peste măsura mea, da, nu ești bun de nimic. Dar ce noi trebuie să vedem din ce perspectivă el avea în pentru cap. Pentru că nici el nu putea avea mult de atât. Deci, Anca, hai să o luăm și pe varianta aia altă. Părinții noștri au avut ceareuri, adică bani luați de la ceareu, cum era pe vremea respectivă. Ei erau dependenți de locul de muncă. Dacă i-ar fi dat afară, era problemă. Da, dar tatăl meu era mai sunt 33 de ani. Și atunci, toți banii care meu... erau de la femeie, la mama mea, avea o calități deosebite el. Da, zice, eu trebuie să văd chestia aia, că tatăl meu a vorbit din prisma încărcăturii pe care o avea la nivelul minții. Pentru că dacă n-ar fi avut nimic, și așa mă gândesc că și el... ar fi investit, ne-ar fi pus o vioară în mână, ar fi plătit profesori, ar fi făcut alte lucruri. Dar cum pot eu să nu mulțumesc părinților mei când m-au purtat la liceu, când am terminat acolo în Bistrița, da? La liceul agricol, secția topografie. Deci m-au purtat la școală și mi-au dat tot ce erau necesare pe vremea respectivă ca să pot să mă duc să-mi termin școala, să-mi rânduiesc lucrurile. Păi atâta s-o... Și de multe ori ne lua nouă mâncarea ca el să fie cu bacul și cu școala. Noi răbdeam da. Foamea. Da, deci erau o grămadă de chestii care le-au făcut, s-au sacrificat. Și eu ce să fac? Să judec pe părinții mei? Doamne ferește. Doamne ferește. Nu-i nici vorbă. Eu da. Nu... Deci eu, noi răbdeam foamea pentru că el să facă liceu, pentru că era cel mai mare, 4 ani diferența între noi. Și s-au sacrificat. Și s-au sacrificat, da. A terminat ce a avut de terminat. Da. Doamna Irina, de ce unde locuiește Remus? Prezintă-te. Eu locuiesc în localitatea Unirea din județul Alba. Aici sunt și pastor a Bisericii Speranța, o biserică... A biserica lui. Biserica a Domnului Iisus Hristos. Biserica da, dar cum ai făcut-o? Fac și eu, suportat cu... Păi eu am făcut-o, că așa a fost mesajul primit, am făcut. De aceea atrag atenția tuturor care le spune, dacă tot o venit subiectul ăsta, care vin la cerșit de bani printr-o biserică sau alta, în vederea ridicării unui locaș de cult, le spun curat. Când Dumnezeu începe o lucrare, acel Dumnezeu care a început-o, care Dumnezeu meu, o urmărește până la capăt, o finalizează. Mie când mi-a spus Dumnezeu curat, în februarie, pe data de 12, zice, lucrarea se va termina până la jumătatea anului. Păi eu nu m-am dus să stau, bă, că noi avem bani, bă, că nu... eram cu depozitul de mobilă. Nu am discutat da. Până la jumătatea anului, cu 2 săptămâni înainte, s-a finalizat lucrarea. Așa că cei care vin la cerșit și spune, știi, mai avem de finalizat, că trebuie să mai cumpărăm, uite că avem de tencuit, că nu știu ce, eu le pun 3 întrebări. 1. Dumnezeu știe de lucrarea ta? Da. Bun. Cât sunteți acolo și nu știți care să fiți șef? Aia 2. 3. Nu cumva Dumnezeu ți-a dat 10 metri pătrați și tu ai făcut 100? Astea sunt 3. Dacă cumva nu se încadrează aici, dar cam majoritatea se încadrează la una dintre astea 3. Mie Dumnezeu mi-a spus, faci, am făcut. S-a terminat cu 2 săptămâni înainte de ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. Nu am cerut de la nimeni un cent, n-am cerut de la nimeni nimic. Biserica Domnului Iisus Hristos, Speranța, din localitatea Unirea, care este păstorită de mine, m-au suportat de aproximativ 4 ani jumătate, 5 ani, m-au suportat cu stoicism și mă respectă, sunt în fruntea bisericii, îi mulțumesc lui Dumnezeu
pentru abilitate, pentru construcția care a făcut-o și pentru toate lucrurile. Dar noi, și Dumnezeu a mai spus un lucru, eu, Domnul, mă voi ocupa de lucrare până la sfârșit. Biserica are bisteria ei financiară, biserica are treburile ei, oamenii care se ocupă de problema financiară și de tot absolut. Nu că am făcut-o eu și eu cu banii, eu cu aia. Nu, 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 eu am familie care se ocupă de bani. Eu doar mă duc și fac o supervizare a lucrurilor. Noi putem lua ce vrem noi. Cum? Deci avem tot ce ne trebuie. De ce? Pentru că a promis Dumnezeu. Așa că cei care vin la cerșit, Anca, mai ales pentru biserici și pentru să le pui astea trei întrebări și după ce te răspunzi la astea trei întrebări și tot cere bani, să mă sune pe mine. Păi da, cum? Vezi că sunt mulți cu care dacă nu-și întăresc credința, ei nu știu ceea ce noi reprezentăm astăzi. Eu când am făcut casa aici, clar că ce spun părinții, că s-a pocăit fratele tău, îmi zice o doamnă. Păi nu știu. Vrea să fie, o vrea lui, să fie un preot. N-are treabă. Dar tatăl meu, ai zis că tatăl meu zicea că oricât toată viața și-o dori să fie popă, nu? Da. Te-ai rugat de timp să fie popă? Da? E taică-mi aici. Și popă-s. Și popă-i. A, da, te-ai rugat, o zis că tot timpul te-ai rugat să fii popă. Da. Pocăința este lepădarea de tine, da, Doamnă, și trebuie să renunțăm la noi și să ne umplăm de cel înalt. A fost decizia lui, da. Dumnezeu ascultă rugăciunea părinților. Deci părinții au o putere deosebită în rugăciune și Dumnezeu îi ascultă. Dar omul cere limitat. Da, dar tot cu mine a rămas. Tot cu mine a rămas aici. Da, omul cere limitat. Adică omul cere limitat. Ce se întâmplă? Pentru că noi suntem limitați. Și Dumnezeu suntem frați, bineînțeles. Mă, suntem limitați, nu frați, că frați suntem. Am zis suntem că noi frați. Când cerem limitat. Dă-mă aia. Dumnezeu dă mult mai mult. Dar bineînțeles, Dumnezeu dă, zice, chiar și ocupă în plus care nu poți cuprinde. Da. Și eu trebuie să am putere în rugăciune, fapte și smerenie. Da, Doamnă, bineînțeles. Tu deja, faptul că spui că ai. Sunt mulți care nu își onorează cuvântul. Eu cred, eu sunt, pare, sunt. Cuvintele sunt foarte importante, pentru că cu ele poți omorâ și construi, bineînțeles. Respect, zice așa, Geuco. Și eu, așa, este un lucru foarte bun ce a făcut să se zică bravo lui. Bineînțeles, pe Dumnezeu cu dașamin, logic. Doamna Ana spune că vrea să pună o întrebare. Îmi cer mii de scuze pentru deranj. Vă pot întreba? Doamna Ana, vă ascult cu drag. Tot timpul trebuie să întrebați. Pe spațiul virtual, aici trebuie să fiți concretă, că dacă se termină internetul, noi avem impresia că nu mai suflați. Repede, aia era întrebarea care ai scris-o prima dată. Da, și după aceea. Eu pot și voi putea mereu, pentru că în mine am tot și nu-mi lipsește nimic, bineînțeles. Bineînțeles, multe femei Cosmina, trebuie să înțeleagă că e bine să le direcționeze Dumnezeu, nu omul. Cu omul e om. Nu zice Biblia că e blestemat să fie omul care se încrede în om? Zi, Renu, cum vrea să zic asta? Deci întotdeauna e blestemat omul care se încrede în om, pentru că eu am un video postat cu bogatul și săracul. Am un video postat ce se întâmplă când te crezi un om. Zice că era un milionar și în drumul lui spre casă s-a întâlnit cu un om sărac. Era un frig afară tremend și l-a întrebat pe sărac: ce faci aici în stradă fără haine, fără nimic? Păi zice, nu am nici casă, nu am nici haine. Ok, mă duc acum la un magazin să-ți cumpăr niște haine, așteaptă-mă aici. Săracul când l-a auzit zice, perfect, aștept, cum să nu. L-a văzut cu mașina de lux, cu tot. A plecat repede. Bogatul, luându-se cu treburile vieții, a uitat de sărac. A doua zi dimineață la 6 și-a adus aminte, a luat repede din dulap câteva haine. Când s-a dus la locul unde trebuia să întâlnească, era mort, înghețat mort. În mâna lui ținea un bilet. Da? După aia a venit ambulanța și l-a ridicat. A luat biletul bogatul și scria pe bilet în felul următor: atâta vreme cât m-am încrezut și am avut speranță în ziua de mâine, putem să trec peste frigul de afară și gerul nu m-a afectat. Când mi-ai promis că mi-aduci haine, te-am așteptat și o simt cum nu mai sunt picioarele. S-au gătat.
Deci, morala este, nu promite nimănui nimic, că puținul tău poate fi totul pentru celălalt și nu aștepta de la nimeni nimic. Cât da, mi-a promis mie o grămadă de lucruri și am așteptat și am așteptat și am așteptat și da, pentru că mulți au așteptări. Trebuie să ai așteptări de la tine. Tu nu te poți supăra că cineva nu vine la întâlnire sau că unul nu-ți răspunde. Tu trebuie să știi foarte clar că ăla are putere pentru că Dumnezeu i-a dat. Pentru că vrei să te mute de acolo. Tu ce faci? Omul se duce, tu umbli după el. Adică cum? Nu e așa. Zice, ce a simțit fratele tău când tu ai fost atunci arestată? Păi ce, nu știe el pe mine. Nimic, da. Știam că scurtă vreme iese. Știam că e o confuzie. Pentru că dacă fratele meu avea total invers gândirea, adică față de acuzațiile care erau, și știam clar că atunci când am fost eu în Tenerife cu ani în urmă și așa, când auzea că una ar fi fost într-o anumită problemă sau el mergea și lua băieții lui și mergea și scotea pe aia din curcătură și dintr-o dată se aud că e tocmai invers, nu există. Am știut clar că lucrurile sunt undeva confuze și după cum s-a demonstrat că lucrurile au fost cum au fost. Da, perfect. Deci să vedem de cât timp suntem live. Suntem, la noi s-au uitat 13.000 de vizualizări. Așa, Diamante 104, urmăritor noi am 90, tu văd că ai 500 în plus. Performanța în timp real e durata de 2 ore și 35 de minute. Deci nu știu ce crezi, dar eu nu mai cred nimic. Clar, s-a terminat timpul. Finish, over the time. Finish. Sunt obosită. Vă pup, da, el e fratele meu, dați urmărire. Nu uitați că și el s-a făcut ambasador de RaiPat pentru argintul coloidal. Sigur, argintul coloidal, înainte, bineînțeles, pe primul război mondial, era singurul care a salvat omenirea și care, vedeți, că din arborul genealogic, așa de acolo, suntem și noi. Pentru că nu era înainte, am oxicilină, zinat, ampicilină, etc., era doar argint coloidal. Trebuie să nu uităm de ce, iată, această omenire îi încă la suprafață. Să o puneți pe YouTube. Da, o pun pe YouTube. Mari, cum să nu, emisiunea. Vă rog frumos pe YouTube să îmi cereți prietenii acolo sau să dați urmărire pe YouTube. Acolo sunt Viorica în Cuța Cârcu. Eu nu am pseudonim. Eu nu sunt nimic decât ceea ce mi-au dat părinții mei în buletin, numele Viorica în Cuța Cârcu. Da, pe YouTube. Acolo sunt mult mai multe emisiuni. Aceasta o voi descărca și o voi pune acolo și la rândul lui poate face acest lucru. Și o voi pune și pe, iată, Facebook, dar și pe o parte cât poate da voie în secvență pe Instagram. Acolo sunt Viorica în Cuța Cârcu. Peste tot sunt Viorica în Cuța Cârcu, pentru că despre asta e treaba. Pentru cei care nu am avut timp ca să vă urmărim astăzi, am urmărit o parte și aș vrea să văd diferența. Da, diferența, adică toată emisiunea de 2 ore jumate o pun acolo. Nu uitați Viorica în Cuța Cârcu pe YouTube. Așa, poate pot să fac și cu tine niște bani, măi băiatule. Dura care vine, citești mai mult, răspunzi mai mult. Așa, ce mărime de cămașă e cea care o are Remus? Eu lui am trimis între M. M ți-am trimis, nu? Asta care e pe mine este M. M, da, el e M. Da, e o cămașă frumoasă, lui nu-i plac decât alb, o culoare și ceva așa. Dar foarte simplu, da, mie nu trebuie. Majoritatea mele sunt albe și sunt foarte simplu, fără scris pe buzunar. Da, urmează în viitor ca să pun un scris pentru că îi marcă. Ce să faci? Mai ai și tu de alea. Zice Anca, vă ador, inspirați toate femeile, îmi zice mari, respect așa, zice și el îi ca tine, îi băiat bun și ajută și se implică și așa voi vorbiți din experiență și atunci sunteți concreți. Așa, da, domnule George Basi, Maria, Aia, Anca, Mocanu, zice respect, respect amândurora. Eu citesc aici comentarii, da. Să știți că la nivel de Aiud, da? Alba acolo, Aiud. Alba Iulia. Da? Județul Alba. Da. Scrieți la Remus Cârcu dacă aveți de cumpărat ceva din punct de vedere a chiar și acest inel. Îl vă ruga să le aibă și el acolo ca voi să le multe care nu știu numărul, merge și le luați de acolo. El face acest lucru pentru mine. Așa, mari pupici, mi-a schimbat viața astăzi în bine. Doamnă, cu drag, știi că Dumnezeu ca noi mai are câțiva. Daniela Todorca zice, bună ziua, foarte frumos vorbiți, nu mă satur să vă ascult, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și pe tine, doamna Daniela, Dumnezeu să te binecuvinteze în tot.
Dar ce biserică sunteți? Da, el e la biserica din... Biserica Speranța din localitatea Unirea. Eu o El e păstoresc. pastor. Da, și... Brățara asta e Tony Richardson. Inerul la fel, cerceii. Da? Deci mi-au ajuns. Știți că eu v-am spus că sunt un brand care eu, bineînțeles, cresc. Nu fac altceva decât cresc, pentru că așa trebuie. Anca, vreau și eu, da, doamnă. Sunt frumoase. Îl pupăm pe Remus, te pup, rămân 5 minute cu oamenii mei. Pa, fă-ți treaba, băiatule. Pa, Pupiți. pa! Salută publicul. Vezi că ai oameni în plus aici, da, vă rog să-i dați urmărire. 500 de oameni aproape, nu? Ai Da, 1454. imediat intru să văd. Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare. Vă așteptăm cu drag cu altă ocazie. Anca, te pup, numai bine, ne auzim. Doamne ajută! Pa, pupici! Pa, pa! Pa, iese, ok, nu știe să iasă. Ia să vedem. Chiar nu știe. Deci e problema, trebuie să ies eu. Am ieșit bădiță că rămâi fără drăguță. Permiteți-mi să vă spun că mi-au ajuns, arată cerceii, da, doamnă. Aceștia sunt cerceii, Tony Richardson. Ne întâlnim cu inelul și acest colier. Acestea sunt niște monstre. Da? Adică monstre. Nu știu, vreo 280 de cercei pentru că s-a făcut monstre. Și acum urmează seriile, adică câteva milioane de cercei. Sunt foarte frumos și foarte discreți. Dar, bineînțeles, sunt... Am pe auriu și pe argintiu cerceii. Permiteți-mi să arăt. Auriu și argintiu. Și acest la fel, acesta. Inele pe auriu, pe aurii și pe argintiu. Monstres, nu, nu sunt, nu, doamnă, sunt, am de vânzare. Deci am de vânzare. Deci eu v-am arătat acum. Ție tot așa îți vin. De aici se deschid așa ușor. Poftiți. Aici sunt blindate Tony Richardson, TKR, Tony Richardson în spate. Așa vor rămâne, indiferent cât apă le faci și câtă baie și câte mături. Aici, bineînțeles, au acest frumos, mai puțin ca să le iau ăsta de aici. Așa. Uitați. Și inelul. Inelul e foarte gros. Acesta este pe auriu. Bine că ele sunt împreună, pot să iei cu inelul ăsta sau cu inelul ăsta. Nu sunt din aur, sunt din inox. Cred că am spus suficient. Sunt din inox. Sunt din inox, așa cum îi, sigur, Gucci, Chanel, Rolex, Cartier, da? Inox. Unele sunt din inox și altele sunt din aur. Super, emblema României. T de la Tatăl nostru care ești în ceruri, T, Tony Richardson, dar și firma. Brățările sunt așa. Să-mi faceți o poză. Așa. Brățara costă 50 de euro. Pentru că e o brățară pentru toată viața. A, inelul de bărbați este acesta. Bine că... Tony Richardson.
Crema pentru riduri costă 187 de lei, adică 38 de euro. Este pentru riduri, numai pentru riduri. Îmi zice o doamnă că vrea o întrebare să pun în privat. Doamnă, poți să pui și aici. A, dacă e de viața dumneavoastră, ok. Eu n-am nimic de ascuns. Și chiar că n-am de gând să neg nimic. Hai că ești frumușică. De unde aveți acest înțișor minunat? Este marcă înregistrată astăzi, mi-a ajuns în depozit. Vi-l trimit cu plăcere. Sunt cercei. Colier și inel. Nu, nu sunt căsătorită. Sunt foarte frumoase toate, da. Ce reprezintă acea verighetă? Firma Tonic Richardson. Adică niște accesorii puternice care trebuiesc avute, pentru că accesoriile țin de eleganță, prestanță, bineînțeles, educație. Bun, sunt foarte obosită, vă las, vă pup. Deci, de unde am numele ăsta? De la Tonic, copilul meu. Tonic Richardson. Numele fiului meu. E marcă înregistrată la OSIM. Tonic Richardson, Tonic Richardson. Cum e Chanel, Cartier, Tommy Hilfiger. Asta sunt și eu. Te pup, vă pup mult.